Bună seara! Ne recepți... Ia citește, că avem un anunț de făcut. Să faci jumate tu, jumate eu. Nu mă fă tu, dar vreau să spui aparatul ăla, că eu nu rețin. Humax. Ne recepționați în rețelele de distribuție RCS-RDS și în Ines IPTV, iar online pe site-ul www.tv6.ro. Stai așa, că asta nu mi-a scris șeful. Păi da, dar pe RCS și RDS, dacă n-aveți pe cablu, trebuie să vă luați Humax. Zic bine? Humax e un medicament de răceală. Mă ia mișto? Cum? Nu mă, nu te iau la mișto. Așa se cheamă, dacă e un decodor. Digital, cel... Decodorul, dom'le, că m-a nebunit mea, că și-a luat decodorul și ne vede. Și 1240, numărul de SMS la care puteți să mă jurați pe mine sau pe Serghei, după posibilități. Eu vreau să citesc o singură știre înainte de a... aduce invitații în platou, că avem noi doi prieteni care au fost la noi sezonul trecut, adică Roxana Nemes și cu Radu Groza. Roxana e fata aia blondă, bună, rău, care a fost în Playboy. Și Radu Groza este celebru impresar, fostul iubit al Adinei de la Heaven, care e actualul iubit al blondei. Și ce crezi că face blonda în weekend? Am văzut acolo, a dat cu telefonul. L-a caftit pe Radu Groza. I-a făcut legătura acum. Deci fata s-a mutat la oraș și a făcut plinul și a făcut piesele și e, a nu zis... Nu cred că asta, nu. Cred păi că cum ea, să zbați, să-l zbați iubitul? Peste gură cu telefonul, n-a fost atent. Ha? Cum? Se vrea să vorbească cu Londra și a făcut legătura nu, cu Londra. Nu, căci că era deranjată de... Ea stătea într-un club de vorbă cu niște tineri, așa e viața. Și el a așteptat-o ce a așteptat-o și s-a dus și a luat-o. Hâță, alo, hai acasă. Și asta când i-a smardoit un telefon în gură, taci. Poate femeia nu a terminat dialogul. Păi asta zic și eu, dar trebuia să-i dea una în gură. Îi spunea, iubitule, mai lasă-mă puțin, mai stai două minute. Păi știu că te-ai luat cu iubitul ăla să-i dai cu telefonul în cap dacă mă frea mie. Când, dragă? În o emisiune. Când aveam telefonul de masă, dacă nu aveam reflex. Deci fiecare cu telefonul, aveți probleme cu telefonul. Da, am dat de masă, n-am dat... Păi da, păi dacă n-ai avut în cine, dacă era ala, dacă era ala. Ia că asta e încurcă, bă, tine, dacă era ala de față. Îi dădeam... În gură? În gură îi dădeam, da. Dom'le, ți-o dădeam în gură, nu știu dacă urmări sau nu. Nu, mă, nu, eu n-am tendințe violente, e adevărat că mai trândesc. Da, mă, dar tu nu vezi lumea cum e... încoate, repet, eu rămân, stai să am cuvinte ca să las lumea mută, rămân consternat. Am zis bine? Consternat? Da. M-am băgat fără să vreau un, asta cu violul, cu da, profesorul. Da, ai fost la acest direct. Da, mă omoară în fiecare zi. Bă, sunt o groază de oameni și oameni în vârstă care tot, care tot mă freacă că de ce am această reacție. Ei nu înțeleg atât. Bă, e simplă chestia, că ăla-i profesor, aia e minoră, ăla a luat-o în tabără, a îmbătat-o și a ars-o în... în anus, ca să nu zic alte vorbe, nu? Și toată lumea că ce-a făcut? Păi dacă te arde, măi, păi dacă ți-a fata ți-o arde ăla în găuț. Pe cum tu ce zici că e bine, bate-n ăsta că n-am voie, că mă apucă nervii. Și școala, fiți atenți ce inteligentă școala. Una din fete care era majoră pozează în Playboy. Și pe aia o face în varză, adică pe profesor că ars pe aia nu-i nimic și unde ce, aia e de vină, pe aia pozează în Playboy că vrea ea că pozează în Playboy, nu? E alegerea mea că-s major să pozez unde vrea eu, tu ce ai pozat. Și te interesează ce vorbesc. Înțelegi? Și toată lumea disperată că ce-am, că ce-am, că ce-am. Pe cum, bă? Ăla e cadrul didactic și-a luat copilul, bă. Sunt, nu știu, oamenii sunt nebuni, pe cuvânt. Suntem într-o țară anormală. Toată lumea e supărată pe... Și sute de elevi și de părinți care trimet... auzi ăla, bagabontul ăla, mă apucă nervii, că scrie el pe blogul ăsta, vă spune ce scrie. Cine? Profesorul, că lui s-a stricat viața, că mă, e un om nenorocit și că și-a ratat totul. Și pe ți-a stricat viața singur, bă, te-am pus să o arzi pe aia. Da, eu am aceeași părere cu tine și dar nu treaba. Există, băi, matematică, ai profesor, aia e minoră și eu ți-am dat-o ție, bă, dacă făcea la ceva, pune-mi la pe telefon. Domnul Mătreață, sau cum te cheamă, tatăl copilul, mama copilul, domnule, copilul tău are un comportament care nu este la locul... Da, mă, sunt de acord cu tine, ai perfectă dreptate. Nu avea voie să facă așa ceva. Păi scuze, face așa ceva, mă. Indiferent de și el e supărat și toată școala e supărat că și-a distrus viața, el de profesor. Bă, suntem tâmpiți rău de tot, bă, suntem cretini bine, eu știu că suntem cretini. El e în libertate acum, nu? Sau... Păi dar nici nu arestează că el a făcut ce a făcut, adică știi că e problema că nici nu poate să-i fac nimic, că el a fost deștept ce a făcut, că nu există probe. Adică... Nu există probe, domnule, păi poate să dea afară din învățământ. Păi da. Cum Dumnezeu nu există? A, că nu pentru e... că a făcut-o anal, că n-am voie să vă scafă. A păi și anal. Nu există, adică doctorul nu poate constata o lucrură anală, nu, pe bun. Nu sunt domne după 5 zile, deci n-are cum, e greu să demonstreze, nu? Vrei acum să intru în detalii, să-mi dea aia ce ne-au. Bun, dar... Să ce, bun, bun. Poliția totuși ar trebui să nu
prea țin în cazul ăsta cont de treaba asta. Părinții, fata păi era minoră, părinții nu erau în țară. Păi fii atent aici cum e cu poliția, că poliția trebuie să aibă probe, că așa ne întoarcem în comunism, adică cum te au fără probe. Trebuie să-ți demonstrezi ce ai făcut, logic. Mărturile unor copii. Păi mărturile sunt și așa și așa. N-auzi că vine eleva asta cu mine în emisiune și îmi spune, pe eu când am ajuns la profesor, și aia și mai fraieră săracă, da. Că l-a băgat mai rău pe profesor. Eu când am ajuns la profesor, am venit de sus pentru că copiii, băieții, în stare de ebrietate, intraseră în șucăr cu șeful stabilimentului. Stingeau țigăle pe pereți, vreau să le ia pe alte fete, nu știu ce. Și am coborât la profesor jos, care era într-o poziție normală cu aia în cameră. Păi profesorul, dacă era acolo, trebuia fi sus să-i potrulească pe aia care dădea vorba la cabană, la sătea. Îmi băga buțelă pe față, bă, da. Și toată lumea, mă, ce săracul profesor? Păi să luăm, bă, profesor, să-l ardem puțin la părți, să vedem dacă îi mai convine după aia profesorului, nu? Da. Tot ce ne-am zis, bine, ce am zis, nu. Că mă, că mă sor. Bravo, tata. Auzi, mă, ce scrie, eu l-am pe unul pe Facebook, pe care îl cheamă Căprarul, fac celebru acum. Și ce că la așa ținută, ia fi atent, că la așa ținută ceremoniasă, e clar că domnul Mizir îl detronează pe Joană. Poate mă dau afară de la de unde. Dar ce ținută? Ce-am vrut? Urup imediat. Spune, dar vreau, eu urup în director ce haine pe mine. Nu, dar ce, cu ce nervezi? Că ești în sacou, nu prea e lumea obișnuită cu tine în sacou, știi? E sezonul lece afară, ce vrei să vedem mai vorba aici. Am înțeles. Hai că ne așteaptă. Deci în seara asta avem muzică și voie bună, manele de pe da, vremuri. Cum se cheamă? Mamele manelelor sunt alături de noi. Străbunicii, străbunicele manelelor sunt alături de noi în seara asta. Adică formația generic condusă de Dan Ciotoi, pe care îl invit aici lângă noi, care nu vine singur, vine cu... Cum să zic, Tonciu? Zic Tonciu sau zic vreau să te fac pițipoancă, că tu pe mine nu mă supe. Nu, mă, și pe asta am boală. Dar nu e. Dar nu, mă, că ați o cretinitate cu pițipoancă, mă. Dar ce sunt alea pițipoancă? Dar nu mi-a plăcut niciodată cuvântul ăsta, adică ce are pițipoancă cu ele? Bună seara, dai tu microfon. Ce faci, piții? Piții nu sunt. Dar ce-i, mă, pițipoancă, chiar? De ce are conotație nasoală? Eu? Nu tu! N-auzi bine, dar aproape. Deci am boală pe pițipoance, am boală pe beizadele și pe băieții din dorobanți. Adică dacă nu poți să arzi decât în dorobanți. Dacă le arzi la drumul taberii, nu mai e valabil. Numai acolo se arde. Când vii în dorobanți, depinde dacă venea, cum te-a tăbărât. Aia stau cu ele în mână și cu viagă. Băi, nu mai faci așa. Stau cu ele în mână cu bani. Nu mai era prostie. Ele gândesc. Nu sunt bani, cu ele, sunt ele. Cu zarurile. Banii sunt așa, da. Cu zarurile, am orice dau cu zarul 6-5. Sunt niște cuvinte care s-au așa acum, cum calcă unul cu mașina, beizadeaua a călcat cu un bolid, un bolid de bani mulți. Ce de ai bolid de lux? Da, bolid de lux. Bolid de lux. Păi și cu ce vrea să-i calce? Cu trotinete, cu bicicletă? Da. Doamne ferește că nu țin, că pe lambolă, care ăla chiar nesimțită la care ea... Din Floreasca, tânărul ăla. Tasul ăla. Și pe presa în boală. Săracul pe ăla mortul că are două facultăți. Nu, dacă am nicio facultate, trebuie să-l omor. Bă, da, măi, cretinitate, toată presa. Păi dumnezeu, am două facultăți. Exact, deci dacă omul avea 12 clase, lasă să-l calce. O cretinitate, a urât un om. Nu indiferent de câte clase are omul sau ce face dacă omul. Vrem să vorbim. Da, asta contează. Ce ai zis? Că nu te-am auzit. Ce? Eu? Nu, a zis Dan ceva, dar... Am fost de acord. Că... De ce neadreptate contează ce câte clase ai? Că a omorât un om. E sigur, prin ceva. Și după aceea să vină tasul că ăla nu era beat și că a ieșit ăla și că ăla putea să articuleze de băutură, nu știu. Și mai am aici o problemă cu toți acești cretini care fac chestia, că din punctul meu trebuie să fii cretin. Dom'le, și eu mai mă îmbăț să mai fac astea la banilor. Vin cu 4-5... Dar tu mergi cu șalupa când te îmbeți. Da, mă, dar eu vin și merg noaptea, că mai nimeni pe lac. Ia-ți, mă, un șofer. Da. Nu e logică. Ia-ți, mă, șofer, te duci în spate, prinzi o fată frumoasă, ha-ți, un, mă, ce prin furt din buzunar. Nu, mă, vreau să-ți îndrept asta. Am bani zic cu aceste. Tot ce ai auzit, mă, de formația generic? Normal. Ascultai? Câți ani avea? Când v-ați lansat voi? 80? 90. 90. Cât? 90. Aveam 4 ani. Aveai 4 luni. 4 ani, draga mea. Am înțeles. Păi și ai avut un timp să ascult sau acum când au revenit? După. Când am mai crescut. Da, place. Păi voi cântați ce mai tare pe vremea aia, voastră. Verifică și tu la maniera lui Tonciu. Era ce mai tare, nu? Da, Tonciu, știi că ea e cu maniera... Măi, verifică și ei la maniera. E verificată, gata. Da? De unde știi? Că i-am dat drumul. Gata, e ok. Ai închis-o. Cade... I-am dat drumul. I-am dat drumul. E ok? E ok. E ok. Tonciu e cu manelele. Asta vorbeam noi mai devreme pe la machiaj. Am dat o manea?
Că am povestit, da, pot să zic și eu o poveste care mă are aproximativ în centrul atenției, dar și pe tine? Dom'le, te poți ia fi atent. Vineri am fost la o petrecere sponsorizată de Mircea, de Silviu Prigoană, 10 ani de Realitatea TV. Și am făcut, mă rog, la stănie acolo, la Șarpele Roz, frumos, toți ăștia care am pus bazele realității, lăutari. Acum, formația cânta de-astea, sâlbe, cu tare, cu tare, după un șpriz, după două, după trei, după ce sunt speech-urile de început de așa, m-am dus și eu la Nea Vasile ăla, zic, șeful Manele asta, că eu mă erau numai sârbe de-alea, nici pe tocuri, nici două ritmul, aveam chef să dansez, să... Zice, nu ne lasă domnul, zic, care domnul, eu mă și miram, zic, Prigoana, nebunit lupul, nu, zice domnul de acolo, George Dumitrescu, fostul nostru coleg, care i-a explicat că suntem de factură intelectuală, că intelectualii nu ascultă, că eu zic, băi, verișoare, vrei să plecăm toți? Și a început omul să cânte Manele vreo jumătate de oră. Și făceam microfon să trăiască domn Serghei, ăștia e Stefanii tăi, așa a ținut-o jumătate de oră, știi? Și s-a animat, rimnul de da, sau au ringul, a uitat lumea, că toți eram, ce intelectuali, se distrează sau cum? Și eu ascult orice fel de muzică, dar în afară de aia clasică, la aia clasică, la... Încerc să cânti și tu, știi? Asta, da, și mă prinde. La asta și când văd balet, înnebunesc, nene, când văd pe aia și trampe aia cu gogoșile aia, că sar și eu mână în fugurile aia, du-te, bă, acasă, bă. După ce ai văzut la culebede, am zis să te lași tu colan. La lacul Lebede, dar te uiți numai în slip. Nu, mă, dar deci nu suport acest gen, nu? Deci, dar ce vrei să asculti? Să ascultă muzică clasică la șpriț, o tâmpenie, nu? La șpriț să ascultă omul muzică care să mi le dispună, nu? Să-mi transmită un cuvânt, că a fugit aia de acasă, că îmi plâng copiii pe vatră, că s-au dus ai ruși la pușcărie și nu mai ies, adică cuvinte care te emoționează, nu? Ce să-ți cânte? Că... Și ți-am spus că asta nebunesc, ca mare clasic al care tot timpul s-a certat cu mine în emisiuni, că n-ascultă Manele, n-ascultă Manele. Nu-i dau numele, că suntem prieteni cu el. O nuntă lângă restaurantul meu, scandal ca la Balamuc, mă sună de acolo, numai Manele, cine a capul meu să-și cânta Manele? Domnul prietenul nostru. Bineînțeles, pe și lăsați-o dreacu de șmechie. Da, mă, e o demagogie de asta, dar eu nu consider ok. Îmi place, nu-mi place. Da, cred că dar ascult și, pe, și muzica lăutărească, adică... Ia uite, iar mai pun botul la romanțe. Pe mine romanțele mă încurcă. De ce? Dar pe mine sunt prea lacrimogene. Eu când beau și vreau să o iau pe aia cu jap ca să o fac, mai mă gândesc acum că... Păi nu stai până la romanțe, că alea sunt între 4 și 6, nu mai iei înainte. După aia poate să cânte orice. Și nu vreau să se ardă cu mine înainte de romanțe, că după romanțe o am dat-o în plâns. Deci asta este, normal, fiecare ascultă și muzica trebuie... Uite și ei cântau ca la Balamuc, era o muzică care s-a ascultat foarte mult când au apărut. Atunci era chiar la modă rău de tot. Da, da, da. În perioada aia. Și muzica tot mai așa spre, mai spre asta, mai... Mai să zic așa, mai, care o înțelege oricine, mă, știi, că e greu să... Nu? Eu am stat cu Ion Voicu cu 15 ani în casă și tot n-am înțeles muzica simfonică. Tot spunea să închid ochii, să aud cai, să aud aia, chideam ochii și nu la portofelul, ce cai sau n-aude niciun cal. Să mor eu. Adică trebuie să fii născut sau ascult pe aia, mă, încață și nu poți să duci. Eu când m-am dat concepiu așa, ăia cu ochii închiși, am dat pe aia, bă, dormi sunt cânta meu, să mor eu. Pe cine? Am zis că nu o sună. Unde te-ai dus? La operă și le-ai dat pe aia? Nu spun la ce concepiu. Am înțeles, să nu. M-am dus pe Crân și stare de prieteni, Crân și m-am uitat că era la Atene, era un singur, la Ateneu român, da. Nu știu ceva. Da. Nimerai pe oriunde, da. Pe o parte, da, cred. Și era un singur stâlp și am dat oamenii la noapte în capăt, deja am căzut. Și mergeam pe coridoare și mi s-a spus că era tatuat ce intrare. Zic, nu, eu am ratat intrarea, că am luat tot. Dar la tatuat intrarea la partitură. Aolea. Așa că nu înțeleg cu muzica, trebuie să ai o cultură muzicală, să înțelegi operă și balet și Bach, Hach, Mach și alții din ăștia. Nu recunosc pe față. Uite, aveam în familie, ascultau pe Caruso, pe Maruso, pe aia le rupeam în două. Nici pe aia nu am. Am înțeles, hai să facem și noi prima piesă. Ce cântați în seara asta prima piesă? Aia cu Din toate florile din lume sau nu? Că eu mi-am spus, eu știu și da, versurile la toate cântările lor pe cuvânt de când eram mică. O să te rog, ia tu microfonul ăsta și dă-i-l pe ăla lui Serghei. Nu mă, că nu. Nu m-audeam? Vorbește la ăla, da, nu știu ce se întâmplă. Îmi cade... Îmi cade curentul. Hai să meargă piesa. Tare aici. Voi să facă dans, că așa e zis că e pe Serghei la dans. Păi ia-i! Hai să fac, la matura.
Să spui aia înapoi, Andreea. Da. Eu dacă... Băi, Andreea, să-i așa. Da? Unde a plecat mă ăsta? Stai jos. Ce-ai făcut, mă, cu Podăreasca? Că ai văzut că ți-am dat mesaj. Hai că până vine Serghei să apuc să vorbesc și eu cu tine. Ce-am deci făcut? Te-ai luat cu fata, care e o fată... Tu știi că e o subiectivă. Din punctul meu de vedere, sper ok. Deci eu o cunosc pe Podăreasca. Am făcut așa câteva... Agape colegiale cu ea, ne-am mai întâlnit, ne-am mai asta. Mi se pare foarte ok când am auzit acolo și te-ai băgat un scandalul ăla. Hai să spun cum stă treaba. Deci eu n-am nimic personal cu această domnișoară. Mă jignește, fără să-i fac nimic, fără să-i vorbesc curut, îți dai seama că și eu acționez, nu? Dacă eu acum te jignesc pe tine, tu ce-mi zici? Bravo, mulțumesc! Eu încep să plâng că nu fac față. Da. Știi că sunt o fată sensibilă, sunt... Nu, dar personal chiar nu am nimic cu ea. Înțelegi? Deci chiar nu am nimic cu ea, nu mi-a făcut nimic greșit să zici că cine știe ce mi-a făcut. Doar că a vorbit urât la adresa mea și nu înțeleg de ce, pentru că eu chiar ați avut vreun conflict cu Podăreasca? Nu. Ați avut, nu știu, să fi zis tu de ea, să fi băgat cineva? Nu. Chiar ea a spus la o anumită emisiune despre mine și de atunci am luat eu foc, înțelegi? Că eu pur și simplu am fost invitată la o emisiune și chiar n-am vorbit despre ea. Mi-am văzut de treaba mea. Și ce ai făcut? Știi care este chestia? Acum știi că sunt foarte multe domnișoare care vor să apară la televizor, vor să fie și ele modele și nu au cu ce. Și nu au că să iau de mine pentru că eu am gura mare și cine știe. Păi și tu poate... de ce pui botul? Dacă, bun, să presupunem că așa e, că aia vrea să-și facă publicitate, da, să se ia cu tine, să se ducă într-un scandal la televizor. Nu băga în seamă. Nu te poți abține. Nu mă pot abține. Da? Te mănâncă, dar stai fără, chiar așa ai simțit toată de ei. Așa e, păi stai așa puțin. E. Fără Caterinca. Eu cât am stat până m-am acolo, mă făcea acolo, zic, stai mă, ce mă interesează pe mine? Că transpir când iau stilul în mână, că transpir când... Ia, stai mă, că spune cine ești atunci, nu? Și foarte bine faci că ei. Și eu sunt... Păi normal, că te imaginezi că și aia e o fată... Eu, nu? Dar cu cine s-a luat? Dar de ce e o mare apărare? Stai așa. Pentru că e o fată cu bun simț, știi? Uite că cu mine și uite, vrei să zic o chestie, dacă ea ar fi vrut, cred eu, publicitate, eram acum vreo 3 săptămâni într-un local la un prieten de-al meu, mulți la masă, mulți de la... din persoane de la televizor, da? Printre care unul dintre cei mai vânați jun din ăștia... E, și știu despre cine este vorba. Nu o să-i zic numele, că nu are importanță. Da, eram deci cu Andreea, cu niște alți prieteni, așa, și domnul... Păi, ce se întâmplă? Nu știu, apuc nici ceva, dar mergem înainte. Dos ne sperie, am făcut război, mă sperie de un cablu. Dacă ea vroia atunci vreun fel de publicitate sau ceva, chema 2-3 paparații, da? Mai ales că puteau ăia să facă lejer poze acolo la cârciumă, și știi? Când a ieșit cu fostul iubit al Adelinei Pestrițu, de ce a chemat... Care e fostul iubit? Băiatul ăla de la Care Timișoara. Din băiatul ăla de la Timișoara. A apărut cu el în ziar acum recent, Andreea. Așa. N-a chemat paparații? Păi de unde știi că i-a chemat și n-au prins-o? Din sursă sigură, draga mea. Da, Sorin e un băiat liber, ea e o fată liberă. Dar și nu te supăra, între Vârciu și Sorin de la Timișoara, eu zic că mai degrabă ar fi chemat să-i facă poze cu Vârciu, că am dat și în fapt cu cine eram. Zic eu, înțelegi? Că Vârciu clar vinde mult mai bine în tabloide decât Sorin, care am zis că e un băiat deosebit. Vârciu ar fi fost frică. De frică de ce? Frică? Nu cred, eu chiar nu cred că e genul ăsta. Și foarte bine că am și râs în seara aia, ne-a povestit mai multe, a fost... Că ai mai zis acolo că i-a luat iubitul lui Meme, nu? Da. Păi, omul se certase cu Meme, s-a iubit cu fata asta. Acum dacă Vasile a fost iubitul meu, nu trebuie să se mai combine cu nimeni niciodată. Pentru că eu atunci lucram la o anumită emisiune și acel domn a fost invitat în emisiune și a fost și ea, acum vreo 2 ani de zile. Ne împușcă. Zi. Nu trage domn Semaca, sunt eu cu Serghei. Așa. Și ea se ruga de el în culise că te rog să mă ajut să nu știu ce. Și domnul acela nu era certat cu Meme. Oricum nu vreau să intru în trecutul nimănui, dar nu este treaba mea. Cert este că spun sincer, Mara, că știi că eu sunt dusă cu capul. Și eu. De-aia ne înțelegem așa. Bine. Nu eu sunt sigur sănătos din această emisiune. Păi da, mă, dar n-ar fi frumos să vă împăcați atunci? Eu mă împăcă! Tu ai făcut o țigancă, dar aia... Dar cine e asta, mă, eu știu? Băi, o fată bună, e drăguță. Un model, care a fost iubita lui Lazarus. Acum vreo 3-4 ani. Dar e o fată super ok.
Mi-a foarte părut rău, i-am dat și mesaj Andrei în seara aia. Da, știu. Și tu ai înțeles greșit, nu m-am băgat pentru nimeni. Dacă am vorbit, am vorbit în numele meu, nu mă bag pentru nimeni, înțelegi? Da, mie mi-a părut rău de voi, că uite, vă mai întâlniți la prezentări. Dacă și ce să... dacă, dă bine, eu am văzut cum lovește. Da, nu zic că nu, da, dar și aia, stai să o vezi și pe aia, că nu stai, eu pariez pe... Eu le mint, și eu pariez pe cealaltă, ca să fim contra. No, deci eu le mint că... Eu am văzut lovit. Le chem să... El a fost acolo, prezent, live. Și am văzut cum a agitat-o, că n-a zis, nu e absolut nimic. Peste mine o ataca. Să mor eu! Pe Bambi? Nu, pe a noastră o ataca. Da? Ea a stat și după aia a reacționat. Păi cine vezi, mai vezi că nu de sunt... Bambi vorbim? Bă, tata, nu i-a atacat-o, pe aia o ataca. Bambi te-a atacat? Da, domne, eu măi, am acolo. Măi, tu fetițele alea care, vai, oriunde mă duc cu mami și cu tati și dacă mi-o bag, tot cu mami și cu tati trebuie să fiu, că altfel nu pot. Eu nu cred că fac eu așa ceva. Băgat. Ce mă-și bagă termometru? Dă-mă la prostul de gândesc. Dacă nu te gândești numai la răutăți. Pauză, mă gândesc numai la ce n-am, pauză. Asta da. Da. Cum spuneam, noi recepționat Sergei pe rețelele de distribuție RCS, RDS și pe Ines IPTV, dar pe RCSD, doar dacă aveți HUMAG, pentru că altfel mă bată să nu, dacă suntem analog sau nu știu, trebuie să ne interesăm, că unii prin fără ăla, unii prin cu ăla. Da, depinde de televizoare, de cât de largă au banda. Dacă sunt pe cablu sau dacă sunt pe... În fine, ideea e că la 1240... Nu le spună ăia, nu știu ce. Cine nu? Nu noi, ăia dacă sună la cablu, nu le spună. Nu mai vreau să zic numărul de SMS. Știu numărul, dar ce dați scrie, bă. Adică într-un fel te vezi și dacă nu te vezi pe ăla, trebuie să-ți iei cumexul ăla. Deci trebuie să cauți mai întâi și nu în fine. Am cunoscut care nu și-au luat cumexul și-au prins pe 3 secunde. Deci ar trebui să ne spună cineva de la tehnic, pentru că noi suntem foarte buni în tehnică. A noastră ce bune tehnică. Cum stai? Ce faci, Andreu? Scrie în direct. Ne dă să lăsă la 1-2-4. Luați-o pe Tonciu, asistentă. Păi mi-a zis, mă, că vrea să vină o asistentă, că n-are un job stabil. Bă, da. Știi cum face asta? Lucrează o săptămână și după aceea, mă, poate nu mai pot să vin, că a venit al meu și nu mă mai lasă noaptea la televizor. Ești ziua lui. Eu am văzut pe Messenger, Tonciu ești nebună, deci îmi scrie Tonciu pe Messenger. Ce zice? Am nebunit lucru. Nu pot să-ți răspund. Dar vii și tu cu noi? Băi, vreau să mai încercăm cu o piesă să-mi aduc aminte de dezvirginare. Mă scuzați că sunt directă. E cam așa, la vârsta mea, cred că încă mai eram... virgină. La vârsta ta, spune vârsta oamenilor, că oamenii cred acum că la vârsta asta ești virgină. Și ceea ce nu sunt, nu arăți. Am un copil cu... Ce mă, tu dai seama că ești virgină după mea? Se vede din nou cum credeam noi? Așa ai zis, la vârsta mea sunt virgină. La vârsta mea e clar că nu mai am cum... Tot ce nu mai scrie, ai nebunit? Vorbesc cu cumnata mea, draga mea. Hai să încercăm piesa aia... Și cumnata ce e? Care mi-aduce mie aminte de... Că ne pupă. E aceeași. S-a lăsat neagră și pustie, corumpul de tine începe să răbie. Razele de lună, casa luminează, ochii te știi lacrimează. Seara s-a lăsat neagră și pustie, dorul meu de tine începe să rămâie. Razele de lună, fața-mi luminează, ochii te știi lacrimează. Dacă ai ști și tu, banii n-aduc fericirea. Dacă ai ști și tu, mai de preț este iubirea. N-ai face ca ea, ca măicuța ta, ce fugi cu mine în lume. Las-o să te vândă pe avere multă, iar mie lasă-mi iubirea. N-ai face ca ea, ca măicuța ta, ce fugi cu mine în lume. Las-o să te vândă pe avere multă, iar mie lasă-mi iubirea.
averea vorbit. Și fără avere, mulți s-au despărțit. Dar degeaba, fată, tu ai chip de zână, dacă n-ai inima bună. Pe de lumea, averea vorbit. Și fără avere, mulți s-au despărțit. Dar degeaba, fată, tu ai chip de zână, dacă n-ai inima bună. Dacă ai ști și tu, banii n-aduc fericirea. Dacă ai ști și tu, mai de preț este iubirea. N-ai face ca ea, ca măicuța ta, și-ai fugi cu mine în lume. Las-o să te vândă, pe avere multă, iar mie lasă-mi iubirea. N-ai face ca ea, ca măicuța ta, și-ai fugi cu mine în lume. Las-o să te vândă, pe avere multă, iar mie lasă-mi iubirea. Să-mi aduc aminte, zună din povești. N-aș avea avere, poate a fi a mea, dar n-am decât dragoste. Caut poza ta, chipul să-ți privesc. Să-mi aduc aminte, zună din povești. N-aș avea avere, poate a fi a mea, dar n-am decât dragoste. Dacă ai ști și tu, banii n-aduc fericirea. Dacă ai ști și tu, mai de preț este iubirea. N-ai face ca ea, ca măicuța ta, și-ai fugi cu mine în lume. Las-o să te vândă, pe avere multă, iar mie lasă-mi iubirea. N-ai face ca ea, ca măicuța ta, și-ai fugi cu mine în lume. Las-o să te vândă, pe avere multă, iar mie lasă-mi iubirea. Parcă, deci noi dăm nevoie de dansatoare. Noi nevoie de ansamblu artistic. Ba da, un microfon. Prinde bine, prinde în ăsta cred. Dar vă unde ați cântat prima oară? Voi de unde ați venit? Nu, l-ai de cântare. De la Târgoviște. L-ai de cântare, cred. Cu verdele în sus. Dar nu știu că e mai deschis. Ia. Păi ne spune, zi-mi dacă e deschis microfonul lui Dan. Că am avut eu și eu, nu știu, l-am deschis. Da, mă rog, nu știu, hai mă ne luăm de la un microfon acum, deschis, închis, vorbim la el. Lasă Tonciu. Uite Tonciu, fata, dar trebuia... Da, ia pune Tonciu la loc și pune-l pe Dan să vină să vorbească aici. Și leșină. Și chemam Zmurdu. Și nu mai cântă nimic. Dar ce te-am întrebat? Mergi și microfonul, Dan? Păi eu știu dacă a prins beculeț. Deci merge ăla, microfonul ăla, că el are și o lavalieră și un microfon și face așa. Zi, domne, ceva! Probă. Se aude, domnul? La valiera merge. La valiera merge. Vorbește și microfon. Probă. Ăla nu se aude, nu? Asta nu se aude. Este dat. Poate să A, acum da. Se aude, mă, păi de bani. Cum merge? Asta a închis, că m-am jucat. Închis, că... gata. Dar ce te-am întrebat, că ne-am luat cu vorba și am uitat. Nu, de unde venim? Venim de la Târgoviște. De acolo am început. Dar asta nu era puțin o muzică așa care bătea puțin spre sârbi la început, nu era cu tentaia? Da, este o muzică, stilistica e luată de la greci, de la sârbi, de la... Dar mai era o formație pe vremea aia care mai cânta mai... Albatros, generic și Azur, cum? Așa, era Azur, era, de erați voi cu, și cu Azur. Dar n-ați avut, Dane, și un scandal ceva, nu, parcă cu unul care v-a luat vouă melodiile, nu știu cum, le cânta? Ăsta a fost Florin Petrescu, ne-a luat o piesă și am avut un scandal. Axinte, da. Ce? Și cum adică v-a luat o piesă?
E, ne-am supărat noi, că noi tocmai pregăteam să facem un clip la piesa asta, să o cântăm noi și a cântat-o el înaintea noastră. Păi și cum v-a ciordit-o? Adică... Nu ne-a ciordit-o, a cântat-o într-o emisiune și ne-am piesa supărat. Piesa veche de-a voastră? Da, cam veche, da. Era piesa voastră de la început? Era piesa noastră, dar nu era din chiar așa veche, era prin 96. Nu v-ați îmbăcat cu accidente acolo la te poți da, întâlnit. Nu, nicio ceartă nu ține mult între noi, da. Suntem prieteni, nu. Da. Dar mai ne supărăm, na. Dar voi v-ați relansat, mi se pare că și Azuru s-a încercat o relansare acum, nu? Da, am încercat, păi tot prin noi. Și mai era aia, era solista de la Albatros, stai mă că mi-a dat naște din Berceni. Naște din Berceni, dar eu ce știu, aia ce, mai când, aia. Nu mă rog. Mai dă niciun semn de viață, am mai sunat-o eu, dar nu, s-a retras, nu, nu vrea nici să apară la televizor, nici să meargă la spectacol, nu știu, are, are ceva. O fi avut femeia probleme, nu? Da, păcat că... Dar noi am vrut să... Dacă erau ce mai tari probleme. Da. Da, astea trei erau formații. Eu mai erau... două. Azur era din Galați, cumva? Azur din Brăila. Din Brăila. Brăila. Zona aia, dacă avea o melodie cu marinarii de... Tonciu, ce faci, dragă? Citești bancuri? Nu. Păi tu vrei să fii asistent aici și faci ca Bianca, că și ai pe telefon tot timpul. Păi puneți în primul rând aia înapoi, dragă, între... Am uitat. Puneți între obeliscuri la valiera. Am zis greșit. Eu vreau să mă iau și eu o dată în gură cu Tonciu, dar n-avem nicio șansă, că ne iubim. Păi vezi? Da. M-a întrebat lumea că de ce cu Tonciu o aper mereu, nu știu ce. Păi dacă... Nu, ce eu nu că... Eu de câte ori am fost... Ea n-a fost vinovată. Ia... Așa a lăsat să creadă. Și Tonciu, crede. Nu fiți în altă parte, dar acolo a căutat-o cu toată persoana respectivă. Nu, dar cum a fost povestea? Păi vorbea peste mine, o ardea pe Tonciu noastră, că ce e la mare, că știe tot litoralul, că nu știu ce. Nu știu ce bătea aia câmpii cu marea, că nu eram atent în păi, continuu. Dar nu-ți amintea aia ce a făcut ea pe la mare și mă confunda cu ea, cred. Păi ce zicea, mă? Și zicea, nici nu știu că n-auzeam, că eu înjuram. Nu, tu ai înjurat-o după ce ai zis. Păi ce... și am auzit ce a zis? A venit și mi-a zis mai aproape. Păi după aceea ți-a zis mai aproape, dar prima oară ți-a zis peste mine. Zicea păi ai auzit, eu n-am auzit că stau prost cu urechile. Că toată, tot litoralul te cunoaște. Că... Păi ai normal că sunt persoană publică. Ce Da, ai lovit-o, ai lovit-o atunci, nu? La pauză, n-a fost în direct. N-am, în păcat, dar ai lovit-o, ai lovit-o. Ei, am lovit. Hai mă că s-a prescris, au trecut 6 luni, poți să zici, nu mai pățești nimic. Așa... Dar ce crezi că mi-e frică? Da. Nu mi-e frică mie de nimeni. Normal că i-am dat-o în gură. Nu mă, Tonciu, da. Nu e bine să te bați pentru un bărbat. Vrei dar nu am bătut. Dar nu s-a bătut pentru un bărbat, că am nici de bărbat. Un bărbat, m-am bătut că ea e proastă, înțelegi? Și mă atacă de fiecare dată. Păi așa, dacă ar trebui să batem toți proștii, ea merge pe stradă numai în pumn. Nu știi ce am bătut-o, vrei să zic da, categorul? Da, vreau, vreau. Pentru că nesimțita, știi ce a făcut? Vorbea cu al meu în pauza publicitară și eu am prins-o și am zis, fă închide telefonul. Și n-am vrut să închide telefonul și am dat-o. Păi și cine era vinovat? Trebuie să spui, în pauză publicitară? Păi nu știi care a fost problema? Că ea l-a sunat pe ăsta al meu să zică să mă potolească pe mine că este frică de mine. Păi și de ce nu ți-ai sunat gagicul tău și îl sun pe al meu? Care e problema? Ce crezi că poate să-mi facă mie pe al meu? Nu, deci n-am înțeles ce a vrut fata aia să facă, oricum e dusă și să mă lase în pace. E, și n-am venit aici să vorbim despre un subiect din trecut, am venit să... Să-l batem pe cineva în prezent! Pe cine vreți să bate? Încheamă pe cineva să bat, pe cine vreți să bat acum? Să bat? Da. Nu mai vreau pe să bat. Pe Bambi, uite, îmi pare rău că nu l-am chemat pe Bambi. Păi nu mai veneam, ce ai? Păi cum, nu veneai tu la mine? De atunci? Păi crezi că eu mă împac cu ele sau ele se împacă cu mine? Am așa ce... Hai, dragă, ce ai? Dar ții minte ce pumn i-a dat aia lui prietenul Mara de a scos dinții din gură? Tot la voi în emisiune? Aia care ardea 100 de bărbați? Care? Brăileanca? Era una mică, nu? Că l-a bătut pe ăla, zic cum îl cheamă pe ăla, pe mănuși. Pe dârță sau mârță. Regina Porno. I-a dat un pumn de la dat pe la loc, că tu n-a văzut lovitură de vreme. Erai acolo? Păi dacă el cu unde eram? Eram arestat, acolo era. Crezi că ai văzut la televizor? Păi nu, că aș ști cât era atâta și totul mi-a explicat că i-a vrea 100. Zi, mă, dar 100. De la ce s-a luat cu dârță? Tot i-a zis, nu știu ce i-a zis și a vrut să se dea așa. Băia de atunea de aia să-i proteza. Bă, l-a dat jos knock-out, să n-am parte, să-l spate la ce l-a bătut. Lasă-mă că el are o placă din asta care îi cade, că i-a căzut și la o masă cu niște spanioli. Păi dă-mă, dacă i-a dat una de la ta, l-a dat jos knock-out și atâta era aia. Și da. Auzi, era o masă, era în Spania cu Rita Mureșan și l-a luat Rita după ea. O masă de-asta de milionari și
Ludărță, nu știu, la bufnire sus și i-a căzut placa. Păi dacă nu folosește Rita. Corega. Corega, dar să terminase Corega. Și Rita și-a aruncat cercelul și s-a pus și s-a că ce, mi-a căzut cercelul, unul din spaniol, lasă că îl iau eu, omul galant, înțelegi, când dinții lui... Păi da, mă, și eu am pățit așa ceva, dar am pățit-o mai rău, înțelegi? Mi-am făcut o operație la dinte și mi-a pus un dinte provizoriu. Că trebuia să-mi facă implant și erau nemții aia și mi-au zis, dom'le, să nu spargi nuci, să nu faci ce. Și un prieten bun de-al meu tot, bă, nu vii să bei, nu vii să bei, nu beau, bă, că am dinte, nu știu ce. Ne desparte un dinte și m-am dus după al 6-lea, 7-le, parcă am făcut eu în inteligența l-ai mea. Înghițit. Mi-am scos numele, am scos cu șurubelința dintre astea. Are ăla, că nu stă un dinte între noi. De ce, bă? Cum mă să ți-ai scos cu șurubelința? Da, mi-am am martori și în fine ne-am ajuns rău de tot. Am băut, ne-am rupt hainele de pe noi, aveam haine de piele, am ajuns acasă, m-a întrebat Coraci, te-a călcat o mașină așa, arătam desfâșiat, înțelegi? A doua seară, Revelionul. Nu să mă duc acum, m-am dus și la un băcit. Un dinte n-avei? Bă, lipiți-mi și mie, lipiți-mi și mie dintele. Nu, cum să merg până dintele, fata aici, să mă duc să fac Revelionul. Zic, lipește-mi dintele. Și zic, bă, nu-i ți lipit, dar nu știu cât ține, că nu mai avem cum, că omul avea închis. Și mâncam eu de Revelionul. Dar nu-și mai erau oameni ochii de la mine. E încăsă dintele, nu știam și și toată lumea fix la mine și, mă, ce vor ăștia? Și toată lumea vezi că n-ai... Așa că se poate întâmpla, înțelegi? Dar au venit nemții, dumneavoastră, a spart nuci cu dinții. Ei n-au înțeles cum a putut... Că știi cum e neamțul, dumneavoastră, da, da. Am pus șurubelnița, am făcut pârghie să-mi scot dintele. Deci sunt chestii de oameni inteligenți care n-ai cum să le scapi, nu? Să știi că, uite, mai vorbeam noi odată despre Dârță, că de la el a pornit discuția. Omul e foarte caterincă, deci dacă îl chem, mor de râs cu el. Nu știu, eu n-am niciodată de râs cu el și pe aia a iritat-o. Femeia a zis că arde 100 de bărbați, el tot se opunea, dacă aia vrea avea performanța. Păi poate vrea să-i ardă el. Păi, nu, că el, păi, e greu să... Dar și a spus că vrea 100. Zic, bă, ești tare, 100 vrei odată, da, domnule, la rând. Alta. Ce? Vorbește microfon. Ții microfon dacă vrei să ne spui. A spus că 200 sexii brăilean, că mai mulți. Nu, dom'le, asta era pe bune, asta și vrea să ardă 100 dintre carte, nu știu ce carte. Recorduri, da. E greu să ardă 100, nene, numai să vor, să-i numeri și mi-a trebuit să nu vor 100, dar să-i rezolv pe aia. Dar oricum i-a dat un pumul ăla de mamă, n-am văzut în viață mai așa. Aia era o emisiune mai cu ciumecărime pe aceea. L-am văzut pe Dârță pe jos. Ai văzut-o? Da, am văzut faza, l-am văzut pe Dârță pe jos, dar nu știam de ce. Cum mi-a dat-o pe Uber cu tuber cu de deci a primit-o, da. Tu ce se întreabă cineva, ce că ai făcut, domnișoara Tonciu a făcut box de performanță sau e doar așa, amator? Nu, în timpul liber, îi bate în timpul liber. În timpul serviciu de SMS, nu vezi? Superbă melodia, nu știu ce. Mă rog, cam atât, mai zice un băiat că frumoase obeliscuri. Mă rog, ia arată-le, ia de bluză. Adică ce vrei să zici, dragă? Obeliscul cred că se referă da, la cizme. Da, dragă. Da, la cizme, la ce te-ai gândit? Normal, sunt foarte tari. Nu la cizme, vă să uitați. Normal că știu, dar vă fac joc cu ce aveți. Nu vezi că și parul nostru se uită la microfon, îți scapă încolo. Să-și așa puțină bătaia acasă, nu? Ești căsătorit, Dane? Da, da. Te urmărește, mai vezi că te vede, că mai acolo te uiți. Are decodor, nu? Am decodor. Vezi că te prinde online sau nu știu ce te prinde. Dar toți suntem mai relaxați, că nu avem decodor, pe am dat. Na, păi, dar poate te prinde și fără decodor cu aia. Nu mai vorbi cu domnul că oricum n-are decodor, nici n-are decodor. Am văzut că pe vremuri, când nu exista alta emisiune de noapte, de... Și de 90 nu era, duminică sclava Izaura s-a terminat programul. Da. Ce făceați? Cum se distra lumea? Păi atunci lumea se distra în alte părți. Fără ziare de scandal, cum ați ajuns voi atât de nici la restaurant nu putea, că la 10 se închidea restaurantul. La 10 se închidea, da. Cum ați atins voi culmea asta celebrității, fără a fi promovați totuși în presa de atunci? Pe care orală, mă, mergea când au bine la petecele astea și... Lasă omul să zică. Ne-a cerut un ospătar de la restaurant să facem... o înregistrare. Să înregistrăm din repertoriul nostru ceva, să fie acolo până venim noi la restaurant, la să asculte lumea. Da. Uh-huh. Și am imprimat greu, foarte greu, că nu aveam aparatură, pe o bandă de magnetofon, printr-un mixer. Înainte sau după 90? Chiar în 89. Da. Înainte să fie revoluția. Uh-huh. Chiar prin octombrie. Și am imprimat banda asta, am dus-o la restaurant. Bineînțeles că a doua zi s-a furat banda. Noroc că am mai făcuse cineva o copie.
Și copiii ăsta într-o lună a ajuns în toată țara. Da, și să știe cum să găștea și cu toată lumea, nu cu se căutau, se căuta Romica Puceanu, cum știa lumea cântă. Da, da, imprimările din afară aveau ceva, aveau corturi. Și discuri de vinil, Romica Puceanu. Da, mă, dar ei veniseră cu chestii. Am avut și noi. Am avut și noi. Dar după, nu, după ce deveniseră celebri? După. Da. Că și aia a avut, după ce a devenit celebră, doar nu s-a născut și a avut disc. Nu, mă, la ei a fost altceva. Ei au făcut, practic, pe ei a ascultat toată lumea. Toată lumea în România va asculta da, 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 90, da, dar ei nu aveau niciun disc scos. L-au scos la vreo 2 ani după aceea. Da, au prins la studiile de... Erau... Dar voi n-ați cântat în Cârcium la Mare, la asta, la asta, la asta, la asta? Da, am cântat înainte. Și de acolo se auzea, că așa să... Da, 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 sigur. La da. Mare venea lumea, auzea cum erau toate la acolo. Cânta ăla, cânta ăla, te duceai după la Scoica, cânta nu știu cine, se duceau trupetari care mergea lumea, da, mergea da, după da. El și se ducea normal. Da. Spus, din că era și un gen care nu exista. Păi da, da, a prins foarte ei. Tare, i-au prins foarte tare atunci. Dar cum e cu discuția asta cu cine-i părintele manelelor? Că multă lume zice că Dan Armean, ca unii zic că voi, care e adevărul de fapt? Dacă nu ne-am strâns toți la o masă să spunem, să dăm niște date exacte, normal că nu se știe. Așa sunt influențe, noi suntem de la Târgoviște, Dan Armean, că dai, nu știam unii de alții care și când. Poate cineva știe mai multe, dar n-am stat la o masă ca să... Da, nu știu, eu zic că asta e o imbecilitate. Și dacă ai cântat tu primul în România, ce e? Ce contează? Dar nici nu mai contează. Toți au pus o cărămidă la asta. Tot, și Dana Meanga, și noi, și Azor. S-a pus acum să cânte, să-i bată pe aia. Nu mai contează care a fost primul, al doilea, al treilea. Păi sigur, contează și cu cât prinzi. Da, da, sunt trupe care au participat la genul ăsta. Dar voi de ce nu n-ați început să compune și de-astea mai manele, ce cântă ăștia acum, nu știu. Vijelie, Salam... Păi au alt talent, ăștia cântă mai greu, mai altceva, mai... N-ai putea pe genul ăsta să cânti? Că totuși și plătările sunt altele și... Nu știu, nu cred. Deci e altă stilistică, alte calități, alte... Nu... Și nu s-ar potrivi la noi genul ăsta. Vreți să vă păstrați chestia asta clasică, așa, nu? Da. Dar mai sunt ei, cu asta îi recunoaște omul, nu? Da. Adică dacă aud, îi recunosc oricând. Da. Ca și pe el, pe fiecare, nu? Nu poți să te schimbi după așa, după cum bate vântul, să te apuci de... Dacă suntem solicitați pe genul ăsta și pe targetul ăsta... Da, aveți solicitări pe... Cred au rămas că... pe genul ăsta, au rămas, nu? Poftim? Au rămas solicitări pe genul vostru, au rămas, nu? Cum să nu? Cred sunt că multe hituri. Și o prietenă de-a mea au fost la nuntă, nu știu. Uite, am văzut, de exemplu, un spectacol cu o formație veche, Phoenix. Și am rămas uimit, toată lumea cânta cu ei piesele, aveau foarte multe hituri și lumea le știa și cânta cu ei. Și ori da, un spectacol este frumos când cântă lumea cu tare tot, adică cu formație. Și da. Toate melodiile și toate astea. Da. A fost formația cea mai tare. Cea mai tare noi da. În perioada. Da. Adică toți da. Erau profesioniști și toți au rămas foarte tare. Și n-au mai compus nimic de păi mult. Și versurile voastre le știu toți. Da. Și versurile și melodia lor știu da. Foarte mult. Și noi la spectacole se întâmplă aceeași și colaborăm cu publicul, cântă și ei cu noi, că știu piesele și sunt multe. Suficient să noi putem să cântăm, rezistăm și 2 ore. Că nu poți să reziști pe o scenă dacă n-ai sigur, succes. Dacă succes. Te fluieră lumea, se întâmplă... Dar... Nu, dar nu poți dacă nu simți că da. Sala simți că e alături de tine, poți să faci program lung. Dacă nu, scurt, 3 piese, 5, cum vin... Fetițele cu CD-uri, cu... Hai că tot am vorbit de atâtea piese, mai cântați una și după aia luăm pauză și revenim. Tu să-mi dai inima ta. Dacă nu iubești pe altcineva, inima și la totul meu să te am oricând, să te știu mereu. Tu să-mi dai inima ta. Dacă nu iubești pe altcineva, inima și la totul meu să te am oricând, să te știu mereu. Lasă tu iubito inima ta să bată ușor lângă inima mea, să ne sărutăm și să ne iubim, să luăm din viață ce încă nu știm. Lasă tu iubito inima ta să bată ușor lângă inima mea, să ne sărutăm și să ne iubim, să luăm din viață ce încă nu știm.
viața mea, face brechia și nu știe nimic, doar iubirea ta. Un sărut și la pieptul meu, să te amă când să te știu mereu. Viața mea face brechia și nu știe nimic, doar iubirea ta. Un sărut și la pieptul meu, să te amă când să te știu mereu. Ce frumos este alea când părul tău se lasă ușor peste umărul meu. Fiindcă eu te țin pe genunchii mei, pe banca din partea părinților tăi. Ce frumos este alea când părul tău se lasă ușor peste umărul meu. Fiindcă eu te țin pe genunchii mei, pe banca din partea părinților tăi. Că nu iubești pe altcineva. Inima și la pieptul meu, să te amă când să te știu mereu. Tu să-mi dai inima ta, dacă nu iubești pe altcineva. Inima și la pieptul meu, să te amă când să te știu mereu. Lasă tu iubito inima ta, să bată ușor lângă inima mea. Să ne sărutăm și să ne iubim, să luăm din viață ce încă nu știm. Lasă tu iubito inima ta, să bată ușor lângă inima mea. Să ne sărutăm și să ne iubim, să luăm din viață ce încă nu știm. Ce faci, Serghei? 1240, nu-l mai sunați aici. Da. Dați-i SMS-uri la 1240. Închide, mă, că suntem în direct. Cu cine vorbești? E, mă rog, lasă-l în calea lui. Hai să trimis sună mai încolo, pa. Cine e? Hai să vorbească și cu noi. Nu se poate, dom'le, ești nebună. A, am înțeles. Vrei să... Nu. Dar, să ne... Dar ne vede? A? Ne vede? Poți să spun de castingul ăla, de-am vorbit pe pauză? Unde vei petrece tu sărbătorile? Să nu zic? Nu știu, bă, nu. Că vreau să licităm la penitenciar. Da, și de Crăciun, deci cine dă numai așa în vizită, știi? Și era să fac o greșeală. Era de sărbători și era să, să le zic la mulți ani. Păi le zic și la mulți ani, dar cei n-au sărbători? Ha? Păi dar nu, că eu... În microfon, Dane, te rog. Eu niște ani de făcut la prezident. Spuneam noi la mulți ani, le doream mulți ani. Păi, e sărbător, nu, nu te dai, nu, nu mănânci de 10 ori. Ci greșe, nu te dai de 10 ori cu Sania și ești afară. Depinde acum de... Atunci eu lasă puțin obeliscurile și... A rămas cu mine în pauză și s-au încurcat microfoanele. Și ai descurcat-o? Nu, m-a descurs singură. Nu, am avut un dialog. Unde e gagică tu acum? Nu spunem. Acasă. Acasă la București? Păi și te-a lăsat să umbi bilambura noaptea sau Vicin? Știa că ești cu mine? Sunt urmărită deja. Da? Da. Dar ce să pățească, mă? Da, chiar nu lasă, mă. Deci are perioade în care nu lasă. Acum mă lasă. La da? Joburi și la prezentări și la emisiuni, chiar dacă sunt noaptea. Da, înainte de ce nu? Păi nu se descurcă, ai trebuie apărare. Ha, mulțumesc. Nu te auzi. Da, mă, e frumoasă, dar ea se descurcă, nu e. Vorbim așa ca la gară. Eu zic că se descurcă, nu uite. Trebuie bodyguard, nu? Dar cred că Tonciul ar da de bani mulți de tot. Că, a, nu mă lași? Uite cât câștigam de la aia, dă-mi! Înțelegi? Își făcea plinul. Acum mă întreabă, zice, ce faci de sărbători? Unde te duci? Nu știu ce îi zic eu. Și zice, a, vreau și eu, dar cât a fost biletul? Că vreau să mă duc în țările calde. Mă, dar nuntă nu vrei să faci, dar în țările calde, numai în țările calde. Da, așa m-a obișnuit iubitul meu de când l-am cunoscut. Iubitul tău stăia și de nevastă. Dar nu e nebunii că faci nuntă aici, tot la noi, în premieră. Da, așa ai zis. Nuntă în primire. Dar uite, pot să fac nunta. Deci am inelul de loc. Nu urmează nunta. Nu mai vezi atunci. Nu mai vezi atunci. Da, păi e al doilea, al treilea. Nu e singurul. La fiecare ceartă, pacă, îi mai iau un inel. Nu, ăsta e singurul inel. De când nu v-ați certat acum? De foarte mult timp. Două luni. De două luni. Ai, nu exagera, o lună jumătate. Trei, că am fost noi în... A, o lună jumătate. Am fost noi în emisiune, erai tristă, supărată. Da,
tristă, supărare, dar uite, vezi, noi ne iubim prea mult și ne certăm și ne împăcăm. Iubire cu năbădăi. Dar cine-i devine în certuri? Tu că ești tare în gură sau eu? Amândoi. Pentru că eu sunt o fire mai dificilă, înțelegi? Dacă nu faci ca mine, îmi vin nervii. Și ce faci când îți vin nervii? Îmi iau bagajele și plec. Mă duc la mama. Dacă militar. Nu știu că și eu am aceleași probleme cu Smaranda, cu fata mea aia mare. O generație așa impulsive și așa de nervoase, imediat nu acceptă nimic, un dialog, o vorbă. Nu știu, parcă la noi mai era cu vorbe, cu alea, stai puțin, nu nene, imediat să ne omorâm, să ne... Dar toate sunteți așa, nene. Toată generația asta e foarte... Eu n-am cu agresiv. Ce să mă cert eu, dacă eu mă cer cu mine și plec eu de acasă. Păi tu te ceri cu noi în emisiune, te descarci, nu? Ce inteligent sunt. Mă, dar cum adică, Sergei, ia fii atent, că mă pune regia să pun o întrebare foarte inteligentă. Mie cum îți explici tu treaba asta cu ne iubim mult, de-aia ne certăm? Pentru că, uite, vezi, eu sunt mai inteligent și aia, chi se em, se tachin, și las pe toți muțcă. Stai, mă, că noi nu știm german aici. Deci nu suntem emisiune de limba germană, dar aia e la TVR. Păi da, mă, cine se iubește se bate. Se tachinează, mă, nu se bate. Păi da, noi fiind mai inclusiv. Mai focoși așa. Da, era francești, care mai sunt și cu alte părți. Ai bătut vreo gagică vreodată, vreo iubită de-a ta? Ai pognit-o? Nu. Dar vruna pe tine? Ce că e nu? Eu cred că i-am bătut pe toți. Și pe tine te-a bătut nimeni? Tot. Nu prea. Bine, mă, dar așa... M-ai aruncat cu un telefon în capul omului. Dar nu mi-am luat și un telefon în gură, adică am luat obiecte neidentificate. Contondente. Dar nu din vina mea, din cauza foștilor mei prieteni. Da? Pentru că, uite, de exemplu, îți dau... Și după aceea m-am supărat pe ei, s-au supărat pe mine. O masă mare la... într-o vilă, eu într-un capăt de masă, fostul meu prieten Mădălin Voicu, un alt capăt de masă, înțelegi? Și era prima mea nevastă care vorbea la ureche și mă duc cu el în... în bucătărie și mă vezi, nu te sparge dacă te întreabă ceva. Am unul și fratele meu, mă sparg eu. Și eu tot vorbeam așa și îmi făcea semn cu ochiul, că stau cam. Și când am stat atât cu el, până că mi-a dat un telefon la de fontă în cap, m-a dat jos, înțelegi, am plecat. Și întreb, băi, javrea, dracu, ce ai făcut, ce ai făcut? Turnat bă, nu, a zis, bă, eu i-am zis, băi, eu habar n-am nimic, dar tot orașul așa vorbește. Deci m-a turnat, nu? Da. Nu prea se fac asta, nu se fac între prietena. Se fac, uite că se întâmplă. Da. Dar, în general, eu nu sunt cu violență, eu sunt cu inteligență. Da, păi nu, că spuneai într-o seară că cel mai ok e să spui liniștit, da. Corect, nu să... Dar sunt anumiți oameni care provoacă, de exemplu, știi? Te provoc să nu... Dar, mă, asta cred că ține vorba ta de educație până la urmă și de ce ai în pantaloni, dacă ești bărbat sau nu. Și nervii care ai în momentul respectiv. Nu, și de educație și de multe alte lucruri. A, te zic că eu vreau să încep să te bați acum sau, uite, mai am boală pe astea cu te-am urmărit, te-am făcut, te-am... A, nu, eu nu... Ce mai s-a dus, s-a dus și să mai tot împingi. Da, sunt de acord cu tine la treaba asta. Zi, Tonciu, ziceai anul trecut că faci un copil. Uite că n-am rămas. Da, l-am și... Mânat... L-am mânat două etape. Câți ani ai? Fac 26. Mai ai timp. Mă, ești tânără, mă, ce la 26 de ani, ce este pe copil acum ție? De ce, mă, e mai bine să faci copil normal. Tânăr? Normal. Bă, așa am avut teoria asta, dar după aia și se întâmplă... ești prea apropiat și de vârstă și... Și te muți în altă țară, ia uite-te la Gică. Ești prea zbuciumat, ești prea... Asta nu e, nu știu. Asta, și tu ai făcut copil? Copil la ce vârstă ai făcut-o pe Smarandă? 20 cred că aveam. Păi și nu-i bine? Ba da, dar vezi că ea a luat mult după mine, a vrut să facă ce fac eu, stătea mult cu mine atunci. Adică e bine să ai puțin, să fii mai așezat și din punct de vedere material, dau sfatul, rămân la copii și la astea, nu? Și să poți să ai timp să te ocupi de el. Când da. Vii de la haos, de la muzică, de la bambu noaptea și țipă la ceva. Nu-mi place, mie nu-mi place muzica asta. Nu, de-aia nu mă duc. Vorbesc în principiu. Am fost la ziua, nu știu... Eu sufăr când trebuie să mă duc în cluburi de astea. Și nici nu prea merg, pentru că așa vorbeam cu Mirabela Daur într-o emisiune. Barul de pe timpuri, și voi trebuie să știți, era altfel. În primul rând cântau artiști foarte tari la vremea respectivă, cum era Aurel Andreescu, Dan Spătaru, Păunțeanescu,
Mirabela, Gil Dobrică, erau mulți. Goaza, și aveai timp puțin, acum aceeași muzică și fac aia din cap și nu înțelegi nimic. Dar în fine, acum lumea merge mai mult în club să ia o fată, să bea, să facă. Fii atent, trebuie să dăm un... Dar nu știu cum e fata, pentru că n-am mai ce fată din club. Ce vorbește cu aia, cum înțelege? Sau acolo după ce apar, după câte fițe, beți. După câte... Cum ai dat șampania, cum e? Învață-mă și pe mine, că vreau să mă... Păi, dar tu crezi că eu știu. Cum se... ce? Ce-a vrut să-mi trag pe asta în cap, care nu s-a vrut. Eu crezi că știu. Au vrut să o ard. N-ai reușit. Dar recunosc pe locul, 3 secunde ai recunosc că n-a reușit, nu? Cum se dă șampania? Chiar cum? Nu mă, pe cum vine aia după tine că dacă nu vorbești, dacă nu poți să o agăți prin vorbe, trebuie să o agăți prin ceva, nu? Păi oricum nu poți prin vorbe, că e mult prea tare. Asta spuneam noi! Un material de un minut! Un material de un minut! Lasă-mă că n-am bine de aproape! Păi, dar și dacă stau porno, ce e? O meserie, nu? E o meserie, logice. De ce trebuie să te deranjeze? Că este fiecare bani ce vrea. Am cerut de jumătate de oră, am cerut vin, nu se poate. Am cerut bere, nu se poate. Nu merge asta? Zi, dragă, mai tare! La ora asta, dacă se vorbește de sex, vreau room service după sex. Ce cauți? Un logotnic temporar. Un logotnic temporar. Vibratoare. Suntem noi vedete sau nu mai suntem? Ce pana mea. Păi, fata mea, și cum să-ți o pleiezi eu aici dacă tu n-ai venit cu CD? Nu mai merge așa că se face rău un platou, ești nebună. Vezi că aici e o emisiune deschisă în care fiecare face ce vrea. Am stat cu tine, dar tu nu ți-ai dat seama că eram cu tine. Că e băutei prea mult. Dar tu când ai învățat, mă, să citești? Acum, uite, cu Gică, luai aș pălăria. Acum nu citei. Zi și tu ceva, Gică, că ai venit la televizor. Bine, ce vrei să vorbim? Istorie, geografie? Alegeți tu. Păi poate vrea să-i pui tu silicoane, băi, n-ai înțeles, a spus o femeie cu substrat. Păi să vedem Cornelio cum arată, nu? Azilul de bătrân numărul 9. Ruj, ce părere ai despre Ruj? Eu? Da. E o fată foarte ok. Vezi ce mi-ai spus când ai auzit-o? Zi! Noi am făcut ofertă aici să fie asistenta noastră și a zis că se mai gândește. Deci pe noi ne-a convins. Am avut-o în două emisiuni. Eu sunt fanul ei numărul 1. Tu? Da. Mie mi se pare una din cele mai dezinvolte persoane care apare la televizor. Și Caterinca Maximă. Nu se supără. Nu se supără, face orice. Poți să-l întreb orice. Ne-a arătat... Uite și tu ești model. Tu știi că există mers de zi și mers de noapte? Și mers de după masă? Zi, da. Zi mă, știai că există... Eu știam că există mers de stradă și mers pe scenă, dar mers de zi și de noapte nu știu. Nu, nu știu ce mai dată, avem mers de zi și mers de noapte. Cum era? Păi ne-a arătat. Ruj, n-am cum să-ți exemplific. Ea ne-a arătat că ea e, ne-a spus că e fotomodel în Grecia, da. Și zic, și cum e să fii fotomodel? Păi, în primul rând, trebuie să înveți mersul. Care mers? Mersul de zi, mersul de noapte? Ea vrea să zică... Și ca să se dezbrace, trebuia să vorbească cu fax. Zice, eu vin asistentă, dar să nu mă puneți în sânii goi că trebuie să dau fax. Zic, unde să dai fax? În Grecia. În fine, deci a fost un dialog, poți să o întrebi absolut orice, îți răspunde, ceea ce e ok, știi? Și face, domnule, s-a urcat pe cub, s-a... Dar nu se supără în primul rând. Nu se supără. Dar, adică nu că ne-a refuzat Andrei, a zis că se gândește. Nu era hotărâtă dacă să vină sau nu asistent. Cred că ar fi ok să-l vină. A zis că trebuie să ia legătura cu managerii ei prin fax. Și... Da. Hai că ești invidioasă! N-am cum ce să fiu invidioasă și spun și de ce. Eu chiar o admir. Îmi place foarte mult de ea. Am cunoscut-o printr-o ziaristă și chiar am ieșit cu ea la o cafenea și... Care ziaristă? Clara Ilie. Așa. Și țin să te anunț că am râs copios. Deci, păi, fata, dacă îi zici ceva, ea crede în primul rând. Deci am luat-o la mișto, în ce sens? I-am zis... Ce bandită asta? Ce crezi că i-am făcut la cafenea cu fetele? Zic, păi, fii atentă. M-a nebunit unul din America, deci te-a văzut la televizor și mă nebunește de tine, că îi place de tine. Ce să fac? Îi dau numărul tău? Zic, omul e stabilit în America, vrea să-ți facă acolo un videoclip, că i-a mai ieșit cântăreață. Ea e cântăreață, în primul rând. Da. Ce puțin să... Adică cum mai e și cântăreață? Adică ce mai e? Ce model? N-ați zis voi că e model? Manechin, nu model. Da, și... Da, normal, dă-i, mergem în America, facem videoclipul, nu știu ce. Ți-a zis că joci și tu în videoclipul ei. Da, mă ia și pe mine în videoclip, zic, da, cum să nu? În fine, am... Bă, știi ce îmi place? La care încredere, nea, care e foarte important să ai încredere în ceea ce faci.
Și bineînțeles eu cu fetele acolo la cafe, ne-am luat-o la mișto. Hai că să vezi ce vedetă ajungi în America, nu știu ce, nu știu cum. Da, îi dai numărul meu. A doua zi mă sună. Îi dai numărul meu? Zic, da, i-am dat. Ia pe... Da. Mă sună iar după două zile, dar nu m-a sunat. Zic, păi, ho, că trebuie să te sune. După o săptămână iar mă sună. Nu mă sună? Zic, i-am dat numărul tău, nu știu, trebuie să te sune, poate are treabă. Și mie ce idee mi-a venit mie ca să scap de chestia asta, să nu mă mai streseze aia cu telefoanele. Da. Zic, îmi pare rău. Ce a pățit omul? A decedat într-un accident aviatic. Avionul, așa e. Așa, nu, e clasică. Doamne, nu pot să cred. Vreau să faci clipuși cu morți. Nu, fac clipuși cu el mort. Dar în morți, băi. Clip să fie. Mai erau, păi astea erau vrăjerile alea. Când te mai agățau, zicea, știi, semeni cu sora mea care a murit într-un accident aviatic în Cehia. Leită ești. Era asta, nu mă știu. Așa vă agăța? Așa era, avea un prieten care făcea așa. Cine avea, domne? Eu aveam un prieten care așa agăța gagicile. Și se uita fix la ea, să, băi, iartă-mă dacă te privesc prea insistent, nu vreau să fiu mitocan. Semen cu sora mea, pe care am pierdut-o acum 2 ani, într-un accident aviatic la Praga. Păi și ăla și-ar dea sora, e cretinitate ce făcea. Nu, domnule, la numărul fetii de telefon, bă, dar greu înțelegi. Păi nu, dar nu are să ești, bă, da, după ce am urmă vreau să mă mar cu tine. Ei, lasă, îi băgai la altă vrăjeală, omul era vagabond, era de ăsta de oraș, avea numai paladele. Eu mergeam și le întrebam, mai bucat de sfoară și aduce, să mă leg de tine, tu, du-te de aia cu să am, era mai inteligentă, vezi? Să mai aveam mai, nu poți spune strada locotenent Serghei Niculescu, nu, că nu e cartierul ăsta, asta mai inteligent. Și l-a întrebat unul, strada Gigi Bănică, știți unde e? Casa memorială Gigi Bănică. Și l-a întrebat unul, poetul sau dramaturgul? Ăla deștept, un puști. Tata era cu chef așa și făcea de-astea cu poetul sau dramaturgul. Da, în fine. Andreea, tu? Eu cum te-a agățat Mitea? Ai că s-a legat cu ce? Chiar cum l-ai cunoscut după Mitea? Dintr-o întâmplare. Știi cui trebuie să-i mulțumesc? Sunt sau Vianei. Nu, depinde. Sunt Vianei. Așa. Treceam printr-o perioadă mai grea, mă despărțisem de un fost iubit și chiar am suferit după acel băiat. Și vreo două luni de zile n-am ieșit în cluburi. Mă, ieșeam noaptea, mă duceam pe la cafenele. Bine, mi-ai spus că nu mergi în cluburi. Acum nu mai merg, de când sunt până înainte, am avut și o viața mea de noapte, ce crezi că eu n-am fost și eu? Între 12 și 16 ani am avut viața. Acum să mai domoli. De la 15 ani sus. Între 5 și 6 am citit. Între 8 și 9 făceam clătite. Zi, Andrei. Așa, și aveam o prietenă care mă plimbam cu ea cu mașina noaptea. Deci nu ieșeam la cluburile astea, mă plimbam toată noaptea cu mașina, ascultam muzică, manele, ce vroiam eu, făceam, mâncam semințe în mașină, ne dădeam ture, ne plimbam. Și sunt Ziana nebuna, într-o seară mergem în discotecă. Zic, nu merg, nu eram coafată, nu eram aranjată. Ce faci, nebună, cum să mergem? Mergem. Și m-am dus în discotecă, m-a convins și m-am dus. Și acolo de cine crezi că dau? De domnul Mitea. Ce faci, bună, ce faci? Vine, mă pupă. Zic, bine, hai, nu stai cu mine la masă. A, zic, nu, că sunt cu Sânziana, are ea masă, nu știu la ce prieten, nu știu cum. Dar tu știi? Da, că-mi vorbisem cu el la telefon înainte cu 2 ani. El a aflat numărul meu de telefon, nu știu de unde, și tot mă suna să ies cu el și eu n-am vrut să ies. Păi nu era cu Bambi, scuză-mă că cu 2 ani înainte? Nu era cu Bambi, nu. Cu Bambi n-am mai fost. A fost când în timp cu ea? Hai că-i tare. Am mai parat acum. Și ce crezi că am făcut eu seara aia, Mara? Nu știu. M-am dus la masa respectivă unde stăteau prietenii Sânzianei și am văzut eu că nu-i de mine acolo și zic, hai, i-am zis la prietena mea, zic, hai la masă la Mitea că cred că mă vrea mai seara asta. Și uite așa m-am dus și faza, hai să zic, o fază tare. Omul era cu o gagică în seara, îți dai seama, a expediat-o pe aia când a venit Tonciu direct, șampariile pe mese, curbele date afară. Le-ai bătut, le-ai ars șorapii, s-au plecat, îți dai seama. De habar n-aveam că omul era cu cineva, îți dai seama. Portofele în aer. Și poate cea mai tare, să-ți mai zic într-o fază super tare. De sâmbătă m-am combinat cu el. Luni m-am mutat la el și vine m-a dus în prima vacanță. Ai știu ce vrei, fata hotărâtă. Unde a fost prima vacanță? Tenerife. Dar mă, dacă omul te pândea de 2 ani de zile, era normal, nu? Da. Păi? Acum m-a pândit bine. Da? Da, sunteți de ceva, nu? Aproape 3 ani.
Ce... Da, mult. E foc. Până la urmă are același iubit, se ceartă cu el, se împacă, n-a fost văzută cu alții. Ai avut tu povestea aia cu... Nu-l chema pe celălalt fotbalist. Când te certai tu cu Enăcheasca, cu, nu? Da, da. Pentru Pulha, care acum e cu fata lui Ogică, băi, uite așa, numai nu fotbal. Nu e cu fata lui Lopotani, cu... Mă rog, îi confund. Dar nu, nu, n-am avut atunci, a fost o neînțelegere, n-am avut... E cum că te-am văzut eu la televizor și îi spuneai ăla, ba da, ce dacă e gagicul tău, a ieșit cu mine. Păi da, pentru că... Poate a ieșit omul la antrenament, să știu să... Nu, 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 a ieșit cu ea în oraș, dar ăla avea prietenă, știi? Da, da, eu am ieșit cu el cât timp el a fost certat cu prietena lui, pentru că mie nu-mi place să ies cu un băiat dar care el nu are... recunoștea că a ieșit da, cu tine. Da, nu-mi recunoștea mie. A zis că el n-a umblat cu tine, da. După aia a recunoscut. Dar acum vorbiți? Eu cu el? Da. Adică așa nu, dacă vă întâlniți... Nu mai m-am întâlnit cu el. Nici cu Enăcheasca, că asta vine și ea prin cluburi. Nu, nu. Enăcheasca cine e? Alexandra Enăchescu. Și ea tot model. Fosta iubita a lui... Pulhac. 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 A lui Pulhac. Al cui ea mai zi, ea că ți se umple gura. A lui Pulhac. Zi. Hai băi să mai facem o piesă, că ai zis că vrei să faci o dedicație. Da, vreau să fac o dedicație acum, o melodie foarte frumoasă pentru domnul Dan, îi spun la mulți ani, să fie sănătos, la să fie ani, fericit. Dan. Așa, și pentru Paula, pentru Ana, le pup. Și vreau să ne cântați ceva așa, să facem aici o petrecere, să dansăm, să ne simțim bine. Hai să cântăm piesa 4, Prințesa. Acum. Ai vorbit și cu ea sus ca să să nu-ți facem piesa 2 divorțul. Și ea vine o piesa 3. Piesa Prințesa pentru domnul Dan. Dacă ne aude cineva pe sus. Asta e Prințesa. Zână bună, păr de captița, cu suflet de aur e prințesa mea. Cea mai naturală și vă spun cinstit, viața mea de-acum la ea s-a oprit, m-a îndrăgostit. Noi femei în lume, cum este prințesa mea, cea mai frumoasă din toate mi-a luat inima. Nu-i femeie în lume, cum este prințesa mea, cea mai frumoasă din toate mi-a luat inima. Până voi muri, tot ce își dorește îi voi dărui. Mulțumesc iubire că te-am întâlnit și rămân cu tine până la infinit. Să fiu fericit. Nu-i femeie în lume cum este prințesa mea, cea mai frumoasă din toate mi-a luat inima. Nu-i femeie în lume cum este prințesa mea, cea mai frumoasă din toate mi-a luat inima. Suflet de aur e prințesa mea, cea mai naturală și vă spun cinstit, viața mea de-acum la ea s-a oprit, m-a îndrăgostit. Nu-i femeie în lume cum este prințesa mea, cea mai frumoasă din toate mi-a luat inima. Nu-i femeie în lume cum este prințesa mea,
prințesa mea, cea mai frumoasă din toate, mi-a luat inima. Asta? Nu știam. Mă, dar alea cu prințișorul, cu nu știu ce, sunt tot ale voastre? Cu salut lanțul de iubire sau confund eu? Nu, așa. Sunt tot ale voastre, nu? Păi și pe de ce nu le cântați? Păi de ce nu le-ați pus în playlist? Calea... Mai avem. A, da? Am înțeles. Ia întreabă Serghei pe Tonciu ce m-ai întrebat tu pe mine. Afară. Afară? Sau ai uitat? M-ai întrebat dacă atunci când ies eu de obeliscuri, dacă are sau nu silicoane. Și am zis, nu știu, frate, întreabă pe ea. O dai pe mine, ce te fac? Dacă vreau, întreb. Întreabă! Ce pasivă e asta? Ai sau nu ai? Da. Uite, are. Nu a fost întrebarea mea. Dar cine... Dar eu știu, mă, povestea și cu alea, că ți-ai făcut poze, că eu știu tot. Ți-ai făcut poze și le-ai pus la televizor. Sau pe YouTube, sau nu știu unde, bandajată. Eu alea erau la spital, nu știu cine a făcut pozele alea. Cum să fac eu așa poze? N-ai văzut cum păi arătat? Și așa prieteni ai care au venit la tine în vizită păi la spital? N-ai văzut și alea de la mine de acasă cu dansul? De-au dat vina pe prigoană că a venit la mine în casă și că m-a filmat? Cine mă? Nu știu asta cu dansul. Prigoană bătrânul? Nu, ăla tânărul. Nu vorbesc serios? Nu. Honorius? Da. Cu ce dans? Că nu mai știu. Am apărut eu în cancan cu un dans care îl aveam pe telefonul meu filmat. Eram la mine în casă și eram cu o prietenă. Și am zis, filmează-mă în timp ce dansam. Și eu, bineînțeles, dansam în chiloți. Înțelegi? Și în perioada aveam un iubit mai nebun și mi-a intrat în telefon și a transferat din telefonul meu pe telefonul lui filmul și l-a dat la cancan după ce m-am despărțit de el. Și ăia de la cancan au scris că, vezi, doamne, eram la nu știu unde cu Honoriu și ăla mă filma și nu știu ce. Prostii! Da, mă, mai sunt găozari din ăștia, că nu pot să le spun altfel, că nu se cheamă bărbați. Care fac treburi de astea, își filmează iubitele și... Da, mă, știi foarte bine teoria mea despre asta. Din punctul meu de vedere, sunt bulangii, bate-n aia, că nu ne luăm amende. E cea mai mare creativitate, stai cu una, îți faci un film asta și pe aia îl difuzezi când te ceri cu aia. Sau la divorțul ăsta, când începe ăla, că a făcut ăla, că ăla meu făcea, că o făcea așa, că o făcea așa, du-te dracu, ce am avut între noi, nu? Eu zic că ăștia nu sunt bărbați care fac chestia asta. Și o dă pe aia. Păi dacă o dai pe aia, ce? E o perioadă în care te iubești, după aceea nu trebuie să uiți. Nu, dar nu este treaba mea cu persoana respectivă, ce... Bine, și acum dacă e sensibil, că pe mine dacă mă dă, mă doare în... Da. Nu, pe... Da. Dar nu e normală chestia. Depinde, la bărbați poate mai ușor, mai... Sau eu m-am bolă și pe ăia care se laudă, am făcut-o pe aia, am făcut-o pe aia, am făcut-o pe aia. Să-ți pornești microfonul ăla, te rog. Nu, și asta e o cretinitate, ai văzut când mergi, mamă, când apare că tu am făcut-o, am făcut-o, ce fac, asta e o cretinitate, am făcut-o. Păi dacă te-a făcut ea pe tine? Bă, nu știu, că unii ar merita, înțelegi? Să fie făcuți așa, dar ce mă, adică... Dăm un film cu o femeie, că ia uite, domne, ce face, cum o ia, cum o dă, cum nu știu ce, dar cu un bărbat de ce n-am dat? Adică de bărbați nu putem râde? Da, chiar. Bă, bune, deci de bărbați se poate râde. Îl iei în brațe și spui, da, iubitule, ești bun și de fapt ăla e praf, tu te gândești ce aș mânca o plătiță. Și te să faci cochiul. E bun, da, ești da, bun, bă, e varză mă ăsta, te? Cum, dar n-ar fi tare? Ce bine și da, da. Dar ar fi o chestie mișto și asta, ce crezi că... Dar femeile sunt mai proaste, în general. Nu, femeile sunt mai credule, zic eu. Da? Așa bănuiesc. Păi și când ești credul, nu ești cam prost? Dacă halești orice, cum se zice? Lasă telefonul ăla, că nu pot să mă concentrez. Dacă am numai mesaj, dacă mă omoară păi toată lumea. Păi oprește-le un pic. Păi și nu știu, opresc, opriți-mă. Adică, pune telefonul aici. Da. Pune telefonul, lasă, nu te mai uita la el. M-am luat după Tonciu, am mesaje și eu. Da, Tonciu, te rânești. Dar Tonciu îmi scria mie, nu putea să-mi păi zică. Vezi, scrie și ție și mie. Zi-mă acum că mă concentrez, gata, nu mai mă niciun mesaj, mai mă interesează. Asta ziceam, mă, deci bărbații ăștia care fac chestii de astea au impresia că femeile când le spun da, tu ești cel mai bun, ești fantastic, bă, ești am minunat. Văzut tot felul de cretini cu note, cu carnete, cu carnețele, cu imbecilități, cu cretinități, cu... Eu niciodată n-am păi vine dintr-un complex, asta cred că o mică. Dar nu știam să-i cuvântul ăla,
Cred că o mică și atunci merg pe cantitate. Bă, mică, mare, da, nu contează, dar simt chestia asta să umfle, să laude. Niciodată nu m-am dus la unul să spun, bă, eu am ars 500, vreau să te arci pe tine, nu? Și după aia note și a fost și a luat ăla și i-am dat-o lui ăla și a făcut. Nu știu, ați scretinități, nu mai am voie să spun eu la mesaje, nu mai îmi trimiteți mesaje că nu mai am voie. Nu, serios, am boală pe... Și m-am boală pe femeile care, dacă le-ai văzut într-o anumită ipostază, ele să bagă după aia cu un prieten de-al tău, tu taci din gură, nu scoți un cuvânt, te faci că nu știi, că nu te, că mine, eu vorbesc din punctul meu de vedere, pe mine mai interesa niciodată ce face aia, ce face ăla, sau ăla dacă a luat-o pe aia, sau de ce a luat-o pe aia, sau aia că a făcut înainte, sau că a făcut după, bă, dacă el se înțelege cu aia, e treaba lui, bă, ce mă interesează pe mine, ce face el cu aia, sau ce a făcut aia înainte, sau ce a făcut el înainte, nu? Și după aia el prin boală pe tine și începe să te strâmbe la persoana respectivă crezând că tu vreodată vei spune. Și vezi că îi dai de înțeles că nu o bagi în seamă și că nu vrei să te bagi. A, deci o prietenă, o femeie cu care tu ai fost, care se combină cu prieten? Nu, eu am văzut-o în diferite ipostaze, înțelegi? A, ok, înțelegi? Da. Și îmi tac din gură că nu mă interesează. Că nu-i treaba ta, corect. Sigur că nu-i treaba mea. Știi că multe au chestia asta să rămână pe aia să te strâmbe, bă, că... Și te strâmbă ușor cu fraierul, care e fraier din punctul meu de vedere. Da. Pentru că eu zic așa, ce am făcut eu toată viața și atunci să mor dacă nu termin acum că sparg iPhone-ul ăla, mă jur, deci știi că sunt din loaică. Și mă iau și după 12 noapte am voie să fac ce vreau. Avem, păi, facem ce vrem cu tine. De-aia ne-am adunat aici să spun că... Citim și noi presa. Păi lasă, dragă, mai citim presa. Ce, avem presa aici, stai că stau, mamă, mi-a intrat antena. Ce, ceva? Da, mă simțeam bine, mi-a intrat antena. Vezi că s-o tot umblă pe brațe între picioare, că eu văd aici. Deci, Tonțu, dacă l-ai pus pe vibrații între picioare, vin și eu. Se ceapă tot acum. Vin și eu. Înțelegi, asta este, adică fiecare face vrea, că a fost, că bă, dacă mă simt bine cu aia sau cu aia, e treaba mea, mă. Că se bagă unii, știi, la căsătorii astea, bă, că nu e bine, că ai luat-o pe aia, bă, dar ce interesează pe tine, mă? Poate eu pun una care nu s-a ars cu nimeni și nu s-a ars nici cu mine, sau nu mă simt nimic, sau nu-mi place, și am luat-o pe una care s-a ars cu 50 și mă face de rămân mut. Păi rămân cu aia, că tu, știi cum e, ars, nu ars, vremea trece, nu? Da. Și așa consider eu cu capul meu. Da, mă, și eu am aceeași părere ca tine de data asta. Nu e normal să te bagi în alegerea cuiva. Și treaba lui ce face, nu că e cu aia, că e cu aia la și nici ca părinte cred în relația unor. Eu nici ca părinte copii nu m-am băgat. Nu e bine să te bagi. Eu sunt un exemplu. Și nu, eu nu m-am băgat niciodată. Ai mei s-au băgat în toate relațiile. Cea mai prostie. Și uite, am rămas fată bătrână, știi cum e. Ăla nu-i bun, ăla nu-i bun, ăla și-a pus picioarele, nu știu cum, ăla a ținut cuțitul, nu știu cum, ăla. Păi mie îmi dădea tata afară prietenul din casă la 22 de ani și eram de o groază de timp împreună, din liceu. Și deschidea ușa, aici am te supărat, s-a făcut 11, te rog frumos să ieși. Păi ăla a ieșit o dată de două ori până a zis, rămâi mă cu tactul dacă până știi. Până a ora 12 trebuie să ardă, nu am cum. Da, de parcă la ora... O dar nu, pe ore, m-am știu, băgat și am două fete nu, și m-am băgat cu niciodată, adică le-am spus, asta e viața, asta e chestia. Eu am dat un singur sfat la fetele mele, să nu se ardă cu primul, să nu se căsătorească cu primul. E cea mai imbecilitate. Da, corect. Corect. 99 din cuplurile care s-au căsătorit, bine, vorbesc la lumea așa în oraș asta, că nu știu, poate în provincie sau la țară sau asta, au altă mentalitate, nu am trăit acolo și nu știu și nici vreau să am mentalitate. Băi, e o tâmpenie, toți care s-au căsătorit cu primul și fără să aibă o experiență, au divorțat. Și le-am explicat și de ce, că ăla nu știe anumite chestii, ea nu știe anumite chestii, se duce la serviciu, se duce în lume și aude, aia, vai, bă, al meu ce mă pune, ce bagă botul de murcă pe pereți, pe al meu nu bagă botul, că nu știe și așa și încep curiozitățile și eu prind de ăla, stai vino că îl bag eu și... Deci, da, mă, pe afară în Occident și în Franța și în astea, fetele întâi s-a ard și după aceea s-au căsătorit, s-a potolit. La noi era invers. O la fată mare care a tâmpenit asta și pe aceea s-ar dea cu tine de mână de să le iau din singură. Pe așa e! Da, da. Titul în cancan, să mi-l comenteze Tonciu. Costionița are o relație specială cu chelia lui, o parfumează înainte de întâlnire. Cost. Și ce are Costi acum? Nu cred că își dă cu parfum pe chelie, știi? Păi și dacă ce am văzut unul astăzi la sală care dea cu deodorant după haine, a rămas mut. A mai văzut de astăzi. Pe cum să-ți dai cu deodorant? Țăranii sărăcii, țăranii sărăcii. Îți dai cu deodorantul sub braț și îți dai cu parfum pe haine, ce râdea. Da, mă, eu am rămas stâmpinul, știa și eu am zis că uitat să facă duș. Dacă am făcut duș îmbrăcat în costul. S-a spălat omul și hâțelul deodorantul, hau. N-am văzut așa ceva în viața mea. N-am voie la mesaje, nu mai îmi transmiteți. Pe ea face ea ca să-și bată joc de noi doi, între noi doi și nu putem așa. Eu vorbesc cu telespectatorii noștri fideli pe Facebook. Uite, scrie prietena noastră de la Dublin. Ce îmi scrie? Mă, ne întreabă de Barculescu dacă e mort. Nu cunoaștem.
N-am mai vorbit cu Mărculescu. Și am fost dat... Nu știu, am fost dat dispărut. Vorbind numai prin avocat. Și culmea, el are Humax. El are Humex de răceală. Humex, nu știu ce așa, a cumpărat ăsta. Ca să ne vadă. Da. Deci nu mai colaborează temporar cu noi, temporar noros, nu? Temporar, Mărculescu este într-o pauză de imagine. Nu mai colaborează cu 6 TV. Da, nu știu, nu e problema noastră. Normal, succesul lui a avut. Ce aș putea să spun? Mamă, ce dracu ești, de la cele mai ai dracu. Păi ce aș putea să spun? Atât de bordat încât la cererea telespectatorului... A fost scos din grill. Asta era Sergiu Nicolescu, pe care am mare boală pe acest personaj, care acum, până acum l-am respectat și asta, dar omul a luat o oră de tot razna și să-și ia de mine complexarea prin emisiune, el îți spune niște inepții, mă. Bă, oamenii... L-ai văzut cu Nicu Covaci? Ce? Cu scandalul Sergiu cu Nicu, nu, cu, mă, da, bă, cu muzica Nicu din Nemuritorii, ai văzut Tonciu Nemuritorii? Ai văzut un film de foarte bine, să mai te niciodată un film ăsta. Nu, bă, cu Nicu Covaci, cu asta mă deranjează. Bă, nu i-a dat banii, mă, a făcut sute de mii de copii, zicea Nicu, în 90. Bă, dar astea sunt nimic. Tu n-au și-a făcut ăsta. Ăsta care a dominat televiziunea română. Bă, ce idios sunt cu televiziunea în cap de la cinematografia românească. Cinematografie. A fost șeful cu partidul până la Revoluție Pașa. Era singurul care avea firmă în Occident pe timpul lui Dar tu știi că a zis că i-a oferit rolul lui Roger Moore din James Bond și a refuzat. Drept în curi l-a oferit. Dar tu poți să bați creativitatea mea. Eu bat special. Așa, și nu se făcea nicio coproducție decât prin casa lui care era în Berlin și era singurul care rupea Occidentul. Înțelegi când Mircea Danieluc și-a rupt carnetul de partid în ședință, a fost singurul care a nebunit și care a luat foc. Acum el povestea la proști ăștia, bă, că sunt o nație de oameni proști, bă, cum... El voia să-l împuște pe Ceaușescu din canal. Da, mă, oameni, bă, niște inepții și niște tâmpenii, să moară și mama. Și acum, ultimele trei filme... Bă, dar le-a recomandat la toți ăștia, bă, ăștia care au ars-o cel mai bine pe vremea aia, ce-s dracu din gură, bă, să ții pe aia care n-au ars-o și care au chiar pe vremea aia. Auzi, zice un băiat de pe Facebook și că spune-i că Tonciu e unul, că spune-i lui Tonciu că Sergiu Nicolaescu e unul care a făcut o piesă cu salam. Hai să cântăm aia de te-am întrebat eu de ea cu Lanțul de iubire. S-a rupt Lanțul de iubire și a început a rugini. După care intrăm în pauză, după care revenim. Merge banda! S-a rupt lanțul de iubire, s-a început a rugini. Nu te mai gândi la mine, ce-a pus nu va mai fi. S-a rupt lanțul de iubire, s-a început a rugini. Nu te mai gândi la mine, ce-a pus nu va mai fi. Împreună am fost, ce m-am iubit. Ce păcat, fetițo, când ne-am despărțit. Împreună am fost, ce m-am iubit. Ce păcat, fetițo, când ne-am despărțit. Să mă oftici de tot, dar nu rabdă inima, caută pe altcineva. Ești un mare vagabond, vrei să mă oftici de tot, dar nu rabdă inima, caută pe altcineva. Împreună am fost, ce m-am iubit. Ce păcat, fetițo, când ne-am despărțit. Împreună am fost, ce m-am iubit. Ce păcat, fetițo, când ne-am despărțit.
pentru tine, pentru tine, draga mea, că mi-e frânt inimioara. Multe lacrimi cristaline am mai vărsat pentru tine, pentru tine, draga mea, că mi-e frânt inimioara. Împreună am fost, ce mâna-am iubit, ce păcat, petițo, că ne-am despărțit. Împreună am fost, ce mâna-am iubit, ce păcat, petițo, că ne-am despărțit. Gata, ce ți-ai luat acolo? Vodka? A, pă, bă, ești nebună. Nu te cred. N-aduceai și tu pentru mai mulți. Deci îmi zice, ți-am zis, mă, aia pe pauză, că era să avorteze domnișoară de nu știu unde, când te auzi pe tine râzând, că a buvnit-o râsul și când se mai putea opri, stă să nască fata. Deci sunt... Ești un fel de doctor ginecolog. Doctor ginecolog, da. Mai... Rup, deci... N-ați copiii, pa? Rup. Să le pun numele meu. Da. Dacă da, născut, mea, nu? Tu-l mai ții minte pe ăla de la botezul meu? Care spunea mâna pe fund, matol? Da, mi-a rămas întâmpărit aceste mici gesturi. Ai simțit da. Mișcarea aia de așa? Ce mă da, treabă? Da, să zică lumea că spuneam și eu acum, auzi? Auziți, mă, întrebarea, atenzor, mai simțit că spuneam mama cu adică ce făceam la botez? M-ar dea mâncă... Tu dansai și omul te... A născut nevastă sa și sâmbătă, parcă a născut, și mi-a dat telefon, că nu știu ce, că zic, bă, și nu... Ești, că așa e bine, când naști să... Și am stat până la 8 dimineața, prietene, s-a urcat pe mese, pe ce a făcut la Alexandru acolo. Dar îi pune numele asta, m-a bucurat, Dimitri, ca al fiul meu, știi? Zice, bă, te super, m-a întrebat și te super, dacă nu ne-a plăcut la tine numele. Nu, bă, cum să mă super, ce e al meu? Deci ai avut începutul cu curul meu ca să spui de copilul tău. Te rog, dar eu te-am filmat, deci o să aduc imaginile. Deci vezi când ai spus că nu-ți plac aia care filmează și după aia dau la televizor? Păi da. Acum aveți pe mine, mă dă cum păi era eu cer voie. Eu cer voie. Mă las să dau imaginile alea când te bulănește Iulian. Da, domnule, mă las cu orice imagine. Deci ai fost bulănit în fața, era și fita de față. Exact, că în fața Maria Dumnezeu Națională. Tonciu, tu te-ai bulănit vreodată cu cineva de față? Nu. Cum nu? Da. Adică nu te-a pus nimeni în mâna pe cur la un dans, pe spate, pe un sân, într-o discotecă, dar acum fugeați în veceu. Dar ce ai fost, dragă, măicuță până la mintea? Da, stai puțin cu un curchiu și cum de, dansați, la distanță? Păi n-am dansat niciodată pereche. Nu? Păi acum, și... E dansat în grup! E la recunoaștere în grup, ca la... Știi cum era la miniței? Băi, deci dacă o ascult pe Tonciu așa, zici că... Păi și cum ai dansat și tu în tango la Revelion, te-a luat la braț, ți-a pus o mână pe bucă, nu ți-a făcut nimic? Păi pe Salam nu dansă noi tango-ul. Pe Salam nu se dansă pe mâna Salam, ascultat dansa și nu ți-a spus și el o melodie de dragoste, adică... Îmi pune, știu... știi ce îmi pune Buddha Bar? Păi aia, nu. Aia nu-i de dragoste, de relaxare. Da, de, păi, noi ne relaxăm când facem dragoste. Eu mă enervez! Da, la noi ești mai corat. Nu, dar nu ți-a pus și un Eros Ramazzotti, un din ăla să te ia, să te la sentimente. În insule când te-a dus, doar nu te-a dus mai în rocuri, nu te-a jucat în noapte, până ali și neapă. În insule chiar n-aveau salam. Sigur, n-aveau salam. Păi și nici, nici de-astea romantice n-aveam în insulă. Cântam eu în fiecare seară și deci aveam... Deci nici cântai și nu adormea pe tine, pe melodiile tale, nu puneai mâna pe nimic? E, normal, ce n-ai. Deci vrei să dau tot din casa acum, ce vrei să zic că sunt pipăită în fiecare noapte, ce? Și eu nu-mi dau seama. Și nu-mi dau seama, da. Împotriva măinței mele, cum? Hai, mă, Tonciu. Ce mai zici? Băi, deci mor de râs, mă. Îmi scrie un prieten pe Facebook că la el, la spital, la nu știu ce, vine deslis în fiecare zi aproape. Și zice, vrei să aflu de ce? Zic, nu, că eu cam știu, are un diabet, domnul Lis, și nu știu asta ce. Asta e nasol. Dar îmi scrie acum, ci că auzi, mă gândeam, dacă vine așa de deslis la spital, să-i pun niște păcănele pe hol. Ticălis. Am văzut aia cu Lis cu coarne în cap aia verde, m-am Da. Ai genială poza, era marțian sau ce era? Nu era, era Shrek și Fiona, sunt niște personaje din Fiona, da. Un desen animat, cred, da.
Tare tot a fost aia. Da. Dar oricum, important e că el face de-astea, știi? Că vrea, tot, mie mi se pare foarte șmecher la vârsta lui și la asta să se joace așa, să... Mi se pare ok. Că... Da, și eu sunt de acord. Totuși a fost un politician, adică eu am de ce să-i mulțumesc lui Liz, nu știu cum să spun. Dar acasă, deja. Și nu numai. Mi-a dat și beciu și... Că ce numai? Păi se interpretează altfel, mă. Nu, doamne, nu, păi da, stai, că eu îl cunosc. Nu, a fost coleg cu tata, îl cunosc de foarte, foarte mult timp, de când eram copil. Și mă rog, da, dar nu știu pe cine n-a ajutat Liz, din lumea asta noastră, ziariști, actori, deci a făcut niște chestii. Eu cu un singur personal sunt certat din țara asta și atât. Da, să nu-i spunem numele. Păi, dar nu, dar până la singurul care am boală și atât, ai că am boală, e prea cretin ca să mai vorbesc. Uite, de exemplu, acum l-am pe ăla care mă jură în continuu să mură dacă nu râde, când nu mă înjură dimineața, sunt pachet nervi și l-am invitat. Bă, dacă ești, mechești, vină mă cu mine în emisiune și râdem împreună. Și? Dar cred că el e. Cred că el e. De când l-am invitat în emisiune, vină mă și îmi spui aici, că mică, mă faci, că nu știu ce. Că... Da, da. Și a găsit și aia, baronul, nu mai știu cum îl chema. Da, nu contează cum îl cheamă, dar pe mine chiar mă... Că unii șterg, te-am văzut pe tine că ștergi de pe aia când îmi zice. Eu nu șterg pe niciun zi, bă, ce vrei tu, mă doare pe mine, am nervi tari. Păi numai eu ștergi, știi, când îmi zic de copil, acolo mă enervez. Mie, răz că pe mă jur pe mine ca asta, dar nu de copil, știi, și acolo... Eu am nervi tari, poate să-mi zic orice. Lui Tonciu nu zică de aparatul ăla, de mesaje. Dar toți cred că avem o limită de asta. Că nu poți să zică de orice, de orice și să nu te deranjeze, adică nimic să nu te atingă. Păi nu poți să las, bă, deci eu nu pot să las un om care stă 24 de ore să vadă ce fac eu. Să-mi zică în continuu, pe de-o știu, înseamnă că e cretin. Eu nu asta 24 de ore nici după nimeni să văd ceva celălalt, să-i zic, să-i zic și aceleași cuvinte. Că n-are imaginație cam bogată, eu zic că se repetă. Da, se repetă, na, când citeam eu blogul tău. Na. Deci de-o știu că fiecare dată, că nu e primul lucru mă scol, mă jură, nu, înseamnă că n-am fost bun. Pentru mine mi se pare o persoană, că și eu mai am din ăștia care mă înjură, mă fac, mă rog. Păi, dar știi că a avut... Dar îi schimb, mă, asta îi plăcea, mă, stau de vorbă cu ei și le schimb. Am scos un, niște secvențe dintr-un film acum în care joc, pentru că vrea să-l trimite la Cannes, să vard în... Ciocan. Ai văzut ce am făcut? Cum a pus botul ăsta? Era zic că în bulan era, dar mă rog, nu contează, zic. Da. Și a trebuit să scot imagini respective, pentru că n-ai voie dacă le trimiți la Cannes să mai fie pe YouTube, pe YouTube, pe YouTube, pe unde or fi, da, toate nocile astea. Și o femeie din America mi-a spus că ce am înnebunit, că de ce le scot. Și omul a spus, vezi cum a fost și curit aici, nu dume, poți să-l acuzi de orice, dar nu că să scoate și că să prește ceva. Da, și n-am ce să mă feresc, eu sunt de la sân, nu. Da, ești extrem de transparent. Dar nu pot să spun nimeni că sunt acum doctor, inginer, chimist, când... Nu? Nu știu cu cine vorbeam weekendul ăsta. Mi se pare chiar la petrecerea realității despre tine și ceva care ți-a fost coleg, nu știu cum, și vorbea de perioada în care tu pictai. Și un fost coleg de-al tău de facultate, dar să nu mă bați, să nu mă așa, nu mai țin minte. Eram cu chef. Matoală, da. Și... spunea că aveai un talent extraordinar, că ești un talent în pictură. Păi și am talentul, dar nu și, mai... Da, că ești un talent în pictură. Și zic, băi, eu l-am întrebat toată de ce nu mai pictează și ținte ce mi-ai zis. Bă, mare, e greu, că trebuie să intri într-o stare anume, să te pui cu șevaletul, să nu știu ce te concentrezi și sună, nu știu cine, auzi, eu sunt la tine la cârciumă, vreau brânză de aia, nu dar mai era. Dar numai de asta, ce se întâmplă în perioada asta, nu mai poți să stai să te concentrezi despre asta și era o chestie care... Cum să spun, nu mai era la un moment dat așa bănoasă, mai ales pe revoluția asta, că trebuia să stau acum bătrân printr-o mansardă, să mă dau eu boem, să vândă copiii tablou pe bani mulți și acum să mă cac pe mine de foame. Zic, lasă mai bine, o duc eu acum și vând ei ce mai prinde. Vând după aia, ce rămâne vând ei, da. Nu, adică, da, nu știu, n-am avut nervi ăștia să... Tu cum e, Tonciu, mai ai bani de la mama și tata, apropo de copii și bani? Nu. Dar de unde e, numai de la Mita? Am și de la el și din... Și bine, fracție, ce mai prinde bine, fracție. Deci tâlhării, un lanț într-o stație de tramvai, de-astea, copilării de-astea, nu mă bag la mai mari. Mă-ți fac o casă! Glumesc, doamne, din că cu armă mea... Dar nu sunt așa bănoase, nu sunt foarte, foarte bănoase joburile astea, că să zicem pe bune. E, sinceră să fiu, mă ajută și părinții mei, îți dai seama, dar nu... Dar foarte bine, mă.
Cum mi-aș dori eu. Păi nu, ți-ai zis. Dar tu ai făcut facultate și de-astea? Da. Ce? Management agroturistic. Deci ai putea să te duci să ne prezinți pensiunile țării, ce să fii un fel de Elena Udrea în variantă brunetă. Nu? Cu turismul, ce am greșit? Chiar am făcut și școala de recepționer hotelier. Păi și ce mai ai? Păi zi, nu-mi putea să investească într-un hotel. Mă, să stea în recepție la hotel, să vină toți proști. Dar nu să stea în recepție, să facă un business, nu? Ei au bani, e iubită de fotbalist care și ăsta are bani, să-și facă un hotel, o pensiune, o treabă. Tânără să-și facă problemă, păi da. Dacă totul mai are bani. Dacă totul mai are bani, faptul da, să-și da. Să-și iasă tinerețea să le ia bani, puțin mai încolo. Păi ești singură la părinți? Băi, a nebunit lucru. Deci poate să împartă la două, nu? Băi, n-a venit SMS, deci trebuie să citesc un SMS. M-am și zic, ce e ăsta? SMS-ul sună așa, ia fii atent. Lenuța mea! Lenuța mea, nu știi cât de bine m-am simțit astăzi, că ți-am auzit vocea. Tu știi cât de mult te iubesc, fără tine n-aș putea trăi, ești aerul meu, al tău corbilă. Băi, ai nebunit la noi la emisiune să dea cineva un SMS de ăsta? Fii corbilă, ars-o pe Lenuța și... Da. Dar cine-i corbilă? Cine nu știu, iar ce? Să mor dacă mai citesc vreodată. Nu mi-e dar poți să-ți dau numărul lui Corbilă, că mi-apare. Păi cine știe ce face Corbilă asta cu noi? Păi lasă-l acolo. Mie mi se pare... Mă rog, acum fie că da, mă, puteți trimite și dedicații de genul ăsta. Dar tu nu fii că ți-am zis, fiecare să facă ce vrea. Lenuța mea, nu știi cât de bine m-am... E foarte frumos, poate oamenii își dau prin televizor, nu? De ce? Ce? Complicat? Adică își uite și aia se bucură, mă, sta acasă, el o fi corbilă, o fi pe front, ea acasă citește și moare femeia de râs, nu-și aduce aminte, ce ars o corbilă dimineața sau ce ar fi corbilă. 1, 2, 4, 0. Dacă vreți să-i mai scrieți Lenuței sau dacă Lenuța e pe recepție, da. Hai să mai facem o piesă. Mihaela, am înțeles din regie, nu? Că e pregătită. Da. Hai. Pentru Tonciu Andreea, piesa Mihaela. Maria, Maria, mi-a rănit mândria, sigur că ea știe că mi-e dragă mie. Maria, Maria, aduce gelozia și de dor mă face să mă gândesc numai la ea. Da, da. M-am îndrăgostit de ea într-un fapt de seară și a adus în viața mea flori de primăvară. Am crezut că ea era zâna mea cea bună, dar aseară se plimba cu al doia de mână. Maria, Maria, mi-a rănit mândria, sigur că ea știe că mi-e dragă mie. Maria, Maria, aduce gelozia și de dor mă face să mă gândesc mereu la ea. Da, da. Toată noaptea n-am dormit de-atâta supărare. Dorul de ea m-a chinuit și am scris o scrisoare, iar prin tărânduri i-am reproșat că a făcut o faptă rea, fiindcă iubirea mea înșelat și s-a jucat cu viața mea. Maria, Maria, mi-a rănit mândria, sigur că ea știe că mi-e dragă mie. Maria, Maria, aduce gelozia și de dor mă face să mă gândesc numai la ea. Da, da. Mi-am jurat că nu voi iubi
nici când o altă fată. Iar viața mea va mai fi o viață adevărată. Dar telefonul a sunat și era chiar Maria. Mi-a spus că seară s-a plimbat în văr din Mergidia. Maria, Maria, mi-a revin mândria. Sigur că ea știe că mi-e dragă mie. Maria, Maria, aduce gelozia și de doar mă face să mă gândesc mereu la ea. Da, da. Acum nu știu dacă am mințit sau am spus adevărul. Era băiatul vreunui din sau fi fost chiar vărul. Și zău nu știu ce să mai fac, dar cred că las mânia. Peste mândrie o să-mi calc și rămân cu Maria. Maria, Maria, mi-a rănit mândria. Sigur că ea știe că mi-e dragă mie. Maria, Maria, aduce gelozia și de dor mă face să mă gândesc mereu la ea. Da, da. Deci, domnule, deci piesa Mihaela se cheamă Maria. Deci știam că e Maria, nu știu. Ia mă să mă vadă și pe mine, Mita, că e pe daia. Dar nu e. Am o torni. A, nu era Mita, mă scuzați. Lasă-ne. Era fratele meu. Era fratele. Da, da, da. Se știe. Se știe. De la fratele meu fără număr, cum era? Se știe. Fără număr, fără număr. Coco. E Coco, fratele meu. Te zice Bubu din Bacău, dacă Mita nu te ia, te iau eu, Tonciu. Da? Uh-huh. Păi și să prezinte, să ne arate nou. Bubule din Bacău. Bubu din Bacău, tău. Te-am văzut. Păi trebuie să faci așa, Bubu din Bacău. E... meu. Da. Lasă telefonul, am zis, că mai sunt 10 minute. Păi nu vorbești cu niciun băiat aici, că n-ai venit să faci agățamente tu live. Da, nu fac, e fratele meu, ți-am păi, zis. Fratele lui Tonciu. Păi și când m-a văzut pe mine în imagine, ce ai zis? Râdea, n-ai văzut? Plângea, ce să zic? Ăsta-i fratele nostru? Mihai din Constanța ne spune că ne urmărește cu drag, emisiune plăcută, mulțumim. Ne mai spune cineva că e într-o situație de urgență, vă rog ajutați-mă și ne lasă un număr de telefon. Ce-a pățit? Nu știu, sună-l tu. A, e bărbat? Nu sunt bărbați, sunt doar femei vechi. Poate e femeie. Doamne, mare vin, domnul, fii având un probleme, lasă. Da, Doamne ferește, da, nu, dar mai sunt oameni cu... Da, noi... O să dăm numărul la departamentul știri. Ce ziceam, mă, ce vorbeam înainte de piesa lor, că am uitat. Ce vorbeam? Da, tu povestei. Povestea asta mică, lasă telefonul, să mor Tonciu dacă nu m-a întrebat pe ce canal sunt. Da, deci mă enervez eu acum, lasă telefonul ăla aici. Lasă-mă să spună pe ce canal. Lasă-mă, ce să mai spună, mai sunt 5 minute până îi scrie cu unghiile alea pe ce canal să termină emisiunea. Îmi pare rău că nu s-am adus-o pe Podăreasca să vă luați aici să faceți box. Box? Vreau să te împac cu Podăreasca, fii atent. Dar de ce vrei tu să împaci numai? Sau să o cierbă, vreau doar să le aduc aici. Da, 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 te vurpe asta bătrâne, crezi că zice adevărul? Nu mai adevărul. Te iubesc. Cum? Cum? Mint eu cu vorbele astea? Eu oricum cu tine țin dacă e. Și Serghei cu Podăreasca, ca să fie. Serghei ține cu mine. Eu dau cu ea. Nu mă, serios, ai vrea să ai o întâlnire cu ea față în față, face to face? Să-i fac publicitatea la femeie să mă plătească. O să-l trec. Scoate chei și își apar cu mine. Băi, uite că e drăguasă. Uite, e o idee, adică aș putea să o întreb. Da? Da, da, mă rog. Și știi ce să-i răspundă ea? E la 2-3 milioane te pun să te și dezbraci pe Arcul de Triumf. Începe cu d-astea, știi? Cine se dezbraci? Așa o să zică Podăreasca de ea. Păi dacă îți dau 2-3 milioane, vrea banii mei, păi dau 2-3 milioane, o pun să meargă dezbrăcată pe Magheru. Pe 2-3 milioane să-i dea lui Masa. Ei, iată, veniți în emisiune! Eu ce vreau? Deci eu spun ce o să răspundă femeia, dar eu vreau să veniți să aveți o discuție aici. Da, mă plătește și vin. Doamne, eu îi spun, dacă nu punem o poză cu tine. De la 1000 de euro în sus să vorbim. Păi puțin, mă, de la 1000, de-abia o băgăm în seamă.
1000 de euro pe oră, nu v-ați prins. Nu, dar eu chiar cred că, cum ți-am zis și pe pauză, lăsând gluma la o parte și așa, e o fată bună, Andreea, și nu cred eu că a zis dar din... Dar ce tu de iei tu apărarea, măi, Mara? Mă, nu m-a deranjat cu nimic, cum ți-o iau și ție, ți-aș lua o față de oricine care are o problemă cu tine și ți-aș lua-o, că nu mi-ai făcut niciodată nimic, nu m-ai deranjat cu nimic. Dar vezi, acolo oamenii așa vor... și ea. Ce văd eu aici? Oamenii vor melodii, vor măresc cu drag. Du-te-mă mai aproape. Mihai și Din. Sunt alea pe care le-am citit eu. Floarea, Florin. Combi, Monica și Florin. De la Oana... Păi vezi că sunt acolo. Oamenii vor melodii. Dacă... Da. Dacă oamenii vor melodii și nu le dedicăm. Păi o să mai dedicăm și păi o melodie mai avem. Păi să ne spun ăștia ce melodie. Păi da, domne, o să mai cântăm o piesă. Domne, primul să ne dea potărească aia, să ne dea balmulți ca să mai vorbim despre ea. Păi ce-i s-o chemăm în emisiune? Păi tu trebuie să o aperi. Sau apăr eu pe potărească sau atunci. Partea mea. O aperi tu pe potărească și eu apăr pe Tonciu. Bine. Așa fac. Dar vii. Pe balmulți. Pe balmulți. Păi ce, acum ai venit gratis? Asta e, dacă... Și dacă te luăm noi acum, noi am doi până vine potăreasca ta, acum noi suntem doi și tu ești singur. Eu plâng. Eu sunt sensibilă și plâng. Scap eu cumva. De ce vă sensibilit? Cum? De ce? Nu. Eu nu sunt violentă. Sunt o persoană calmă, liniștită și oricum Tonciu nu s-ar lua cu mine. Nu mai au cu Mara că n-a greșit cu nimic. Păi dacă o susține pe aia care avem boală, pe aia fără să o știm. Nu, mă, eu vreau să zic că sunt două fete... Ea vrea să ne împace. Două fete frumoase, tinere, care n-au împărțit decât le-am bârligat cineva și s-au jignit pe la televizor. Aiurea, complet aiurea, pe niște îmbârligături și niște vorbe ale altora care stau în spate și se dau prieteni și jubilează. Și ele s-au dus și s-au... Una prin telefon, una în platou, altă zi, alta în platou, știi? Și nu e... Nu e cam în două fete deștepte. N-au, după părerea mea, n-au de ce să... Că mai provoacă lumea scandal. Uite, eu provoc în păcări. Să uită, nu prea are aceeași părere. Ba, cred că are aceeași părere. Că și aia a zis la nerv și aia e tare în gură, știi? Dar aia e pe alt gen. A, pe ce mai gen? Calm. Pe genul de lady, nu? Da, pe genul mai elevat așa, dar când le dă, le dă și ai, ai că așa e, că eu analizez bine. Le dă și ea. Lasă-mă cu asta, că nu vreau să mă împac cu ea. Dar... Uite-mă, îți dă, revine băiatul, zice, sunt Florin de la Bellagio, lasă vrăjeala că ai gura mare. Tonciu, sunt Florin de la Bellagio, lasă vrăjeala că ai gura mare. Care Florin de la Bellagio? Care? Mai dă-mă un SMS repede până nu închidem emisiunea, Florine. Nu știu, și a venit pe bandă. Ce a făcut Tonciu la Bellagio? Păi nu știu. Nu, de el de la Bellagio, dar care Florin de la Bellagio? Să... Păi câți Florin ori lucra la Bellagio? Păi ce știu, și ce e interesat de păi de gura mea? Că mergi nu, în cluburi. Adică, cred că s-a referit că tu ai zis că nu mergi în cluburi. Că Bellagio eu știu că e un club, sau ce e? Păi da, poate am fost la evenimente acolo, da. Dacă pe mine mă sună în seara asta cineva să mă duc în Bellagio, mă duc la job, dar așa să mă duc eu de nebună să mă distrez, nu mă duc, că nu-mi place, nu beau alcool, ce să fac, mă plictisesc. Pe bani mă duc la discotecă. Pe bani beau și alcool. Pe bani mă și bat. Stai puțin. Deci nu i-a convenit lui Florin din Bellagio. Nu. Asta e. Mă, ți-ai explicat în pauză cum ce trebuie să spun oameni că mă nebunesc pe asta. Da, domnule, dacă aveți RCS, RDS și în fine, dați încă o dată căutare. Așa, dați căutare. Dați dacă... căutare, că sigur ne veți prinde. Da, și dacă aveți televizorul digital și asta, nu mai trebuie nimic. Dacă, nu dacă aveți, da. Deci ne prinde oricum toată lumea, domnule. Un restart la ăla și ne prinde. Să ne dea un restart. Fără Humax, adică. Și fără Humax. Nu știu dacă are televizorul... Mă, ți-am spus să reții, mă, că... Dar n-am reții, nu mă gândești nicio de astea tehnice. Bă, dați ce vreți voi și iară să ține în pace, mă. Bine, trebuie să ne luăm la revedere, ne întâlnim mâine seară tot la 10 și uite, de la Alexandra Serghei când, mă... A, pauză, nicio pauză, am terminat emisiunea. Ne mai faceți o cântare pe final aia cu nisipul de la mare, am ales-o eu din playlist-ul vostru. Dar tu că-mi scrie acum cu Serghei că nu știu ce și nu vrei să spui nimic? Da, nu văd, mă, du-te tu și citește-o. De unde să spun eu? Nu n-o văd. Crâng ne sună, pe crâng, știi? Crâng. Spune-i lui Serghei să vină la mine că ai, că îi spun eu. Cine, domne? Nu știu, mă. Habar n-am. Zice unul, spune-i lui Serghei să vină la mine că îi spun eu. Bă, tu ai luat-o razna cu toate SMS-urile astea. De unde să știu eu cine ce cum SMS-urile? Pe nisipul de la mare, mâine seară la 10:30. De nisipul pe la mare să vă prindă... Nu, nu, nu! Cătare! Să mai facem o cântare! Să mai facem o cântare pe nisipul de la mare!
Dacă se poate. Dom'le, dar de ce micșorăm emisiunea? Că eu vreau să mai vorbesc. Păi nu micșorăm, nu mai plecăm dacă... Seamă și-amândele potrivit. Știe soarele și luna că noi ne iubim. Amândoi suntem de seamă și-amândele potrivit. Știe soarele și luna că noi ne iubim. Că noi ne iubim. Zilele se scurg cu greu, rămâi în sufletul meu. Lunii și n-am căutat, de tine n-am dat. Zilele se scurg cu greu, rămâie sufletul meu. Lunii și n-am căutat, de tine n-am dat. De ce fugi de mine, știi că țin la tine. Știi că mă iubești, dar mă amăgești. Dar mă amăgești. De ce fugi de mine? Știi că țin la tine. Știi că mă iubești. Dar mă amăgești. Dar mă amăgești. Te iubesc. Astăzi a venit furtuna, scrisul mi l-a șters. Pe nisipul de la mare i-am scris că te iubesc. Astăzi a venit furtuna, scrisul mi l-a șters. Zilele se scurg cu greu, rămâi în sufletul meu. Lunii și n-am căutat, de tine n-am dat. Zilele se scurg cu greu, rămâi în sufletul meu. Lunii și n-am căutat, de tine n-am dat. De ce fugi de mine, știi că țin la tine. Știu că mă iubești, dar mă amăgești, dar mă amăgești. De ce fugi de mine, știi că țin la tine. Știu că mă iubești. Dar mă amăgești, dar mă amăgești. Nu știu, Doamne, ce cu mine. Nu știu ce s-a întâmplat. Ori fetița mea cea dragă și-a găsit un alt băiat. Nu știu, Doamne, ce-i cu mine. Nu știu ce s-a întâmplat. Ori fetița mea cea dragă și-a găsit un alt băiat. Zilele se scurg cu greu, rămâi în sufletul meu. Lunii și n-am căutat, de tine n-am dat. Zilele se scurg cu greu, rămâi în sufletul meu. Lunii și n-am căutat, de tine n-am dat. De ce fugi de mine, știi că țin la tine. Știu că mă iubești, dar mă amăgești, dar mă amăgești. De ce fugi de mine, știi că țin la tine. Știu că mă iubești, dar mă amăgești, dar mă amăgești. Zilele se scurg cu greu, rămâi în sufletul meu. Lunii și n-am căutat, de tine n-am dat. Zilele se scurg cu greu, rămâi în sufletul meu. Lunii și n-am căutat, de tine n-am dat.
iubesc.